Ia vorbește puțin. Vorbesc puțin. Că nu vrea să meargă. Alo, Andrei Cristian. Ce mai face nebunul pe nebunul? Și mai caută unul ca să facă în doi. Tot ce mai face? Ce doamne iartă mare, mă? Că merge volan, nu merge bine. M-au zis sau nu? Eu nu mă aud, că habar n-am, a luat o rasnă. Da, uite că se aude. Ah, da. Doamne, frate, fute-mă. Pe Dumnezeu să mă fut. Din gasta sunt toate butoanele posibile și imposibile de la telefonul ăsta. Rozi. Da. Hamburg. Ești lângă tine. Bă, deci nu mi se vede, mă. Așa, uite că acum se vede. Om. Răsa ta de chat. Ce mâine răză? Nu se vede. Salut Andrei Cristian, salut Andrei Nicușor, salut Andrei Ier, bună lăcrămioară, salut Dare, salut și bine ați venit. Și da, ceva de ce nu. Nebunule, ce ai pățit? Nu mai contează, Dare, nu mai contează, mergem mai departe. Așa. Iau. Ai către Napoli. Contract extern. Da, ce nu se mă uit. Da. Ce faci, dragi? Așa. Aoleu. Una de ecran nici nu pasă. Da, din aia greu. E perfect ca să mă țină drept. Dar este, mă bucur. Și frăzite, salut Andrei Cristian. Așa. Nebunul nostru drag, ce mai face? Cât de cât bine, Darie. Ai pune frăze? Da, s-a uscat lui tu. Ok. Da, să vedem cum mai conducem acum. Ai ce durere în fund o să fie. Uite mă, că tot nu e reglat, mă, ba picioarele. Deci nu se duce. Trag, trag și pe la jumătate gata. Andrei Mihai, grație, te salut. Na, o, acum tragi de data. Come on. Nu vă obușesc că veniți către mine după aia.
не бурно аз 0,2 доза да не буни един. Да е во септомена прапе нам доза да не буни едеш на насал. Салот Аркид, салот ще ме не види. Ар 15 кид. Bun Andreea Tudor. Da, opa, stai în două. Salut Loco. Păi Dani. A, ok. Nice, dar ce s-a întâmplat cu contul vechi? Ai făcut eventul pe ATS? Nu Loc, n-am mai jucat ATS sau ETS o săptămână pe acolo. Ce s-a întâmplat, nebunule? N-are importanță. Vedem dacă ne revenim pe parcursul live-ului, dacă nu, asta e. Oricum, ca să știi, nebunul nu s-a lăsat, dar vacanța își va lua mai mult timp, cred. O întrebare, tu mâine lucrezi, mâine ce e? Vineri, nu? Parcă. Da, lucrez, de ce Loco? Ce zi mai e mâine? Și că e sărbătoare. Nu am înțeles. Și așa nu mă prea interesează. Sărbătoarele. Ok. Creștele au luat ora asta în momentul de față. Adică. Sau de una mai tare, una mai încet. What the fuck? Da, sărbătoare. Interesant. Ce bai ai? R15 Kid. Nu înțeleg ce vrei să zici, frate. Acolo zi în română, că eu sunt cu capul la ora asta. Nu înțeleg chineza. Sunt Petru. Să aducă dracu și Petru și Măsa. Da. Petru și Pavel. Fuck off, Petru și Pavel. Nu mă cheamă Petru, nu mă cheamă Pavel, deci fuck off. Ce problemă ai cu volanul? Asta întreabă. Păi nu e setat ca lumea, adică am tot încercat să-l setez și n-a vrut să-l seteze cum trebuie și să duce la jumătate și hăt, să nu vârte cu totul deodată. Dacă asta a întrebat. Deci îl învăr la jumătatea volanului meu, gen. Când ajung, el îl învârte deja cu totul. Adică nu volanul în sine, volanul din joc. Seara bună, bună sora mea. Ce faci, sora mea? I'm a lone wolf, I'm a lone wolf. Comenzi unde scrie volan, pui joystick. Este joystick, stai liniștit. Pregătiri de munci ca întotdeauna. Ia uzi,
Foarte bine, să-l salut pe Sorin, sorul meu. Și spor la treabă pentru seara asta. Să ruci ușor acolo, schimbul 3. O să-ți meargă mai bine. Păi e joystick, altfel vibra mult. Vin și eu. Robert, unde vii și tu? Nici măcar nu știi să salut și vrei să vii? Salutați, fraților. Zdrarova. Zdrarova și ții. Noroc. Nu beau noroc, nu-mi place. Adică am băut, acum nu mai beau. Salut, așa, vezi că știi, Dumitrule. Dar nu mai spama salut. Zici nu, română și aia e. Vezi că am frâni bune. Mi-am cam dat seama, noroc că sunt pe banda de aia. Yo, uite, ai văzut Dani? Ce-și face? Se duce până într-un punct și dintr-un punct virează cu totul. Uite-l, așa? S-ar duce din partea la ei, băi. Așa, unde ne vedem? În Italia, la Napoli, parcă. Da, Napoli. Da. Europa 3. Salut, Balan Ion. Salut și binevenit. E de la sensibilitate, o dai maxim și la non-direcție. Nu mai vin, lasă. Pe bune? Chiar să dai și la non-direcție? Pe bune? What the fuck? Da, Dumitru, parcă erai plecat, acum ești acasă. Ce interesantă chestie. N-a trebuit nici măcar o săptămână de când ai scris tu pe Discord că pleci și acum ai ajuns acasă. Interesant. N-a fix că am plecat din Italia. A, asta e, Andrei, ți-am scris pe Steam, n-ai răspuns. O tempușcă. De la maxim am și sensibilitatea că joc pe ăla, nu. Păi sensibilitatea o am și eu la maxim, stai liniștit, dar aia nu e de la sensibilitatea volanului. E de la altceva, dar nu știu exact de la ce. Și este enervantă. Să te aștepți sau ce s-a întâmplat? Da, mai acolo la... când am urcat pe autostradă, atunci mai încetinut un pic. A, e ok. Stanța. Ia, soțul mai în spate. Mă duc să fac eventul pe single player. Păi loco, eventul se face și pe multiplayer, tate, acum pe ATS, stai liniștit. Că pe multe nu ai loc deloc. Aha. Foarte aglomerat. Am înțeles. Lupo Darius, româna ta rasă de dorit. Când intri într-o convorbire cu cineva, saluți în pușca mea. Apoi zici ce vrei tu să faci. Sunt în Grecia, dar mi-au luat părinții laptop. Interesant, păi și înseamnă că stai lag sau cum? De ce nu ai făcut live zilele astea? Nu am dorit să fac live. Nu m-am simțit în stare de live, așa că nu. Vezi că intru să alimentez. Bine.
Salut Dumitru YouTube, salut și bine ai venit. Cine vrea un cont de YouTube cu 37 de abonați? Dacă era de 100, îl doream eu, dar așa la 37 nu mă bag. Am placă i5 GTX 1070, bravo. Salut Dean, salut și bine ai venit. Unde ne întâlnim? În Italia. Napoli, Italia. Vine careva pe nevotabu. Da, nu vine nimeni. N-am de răceori. Nasol. Eu am o întrebare la tine. Dacă părinții tăi ți-au luat un i5, depinde de care, și un GTX 1070, cred că ai putea să rezist să-ți ai și niște de răceori pe jocul ăsta. Frate, dacă este de 100, tu ce îmi dai în schimb? Nimic. Te scap de el, să zici mersi. Deci chiar, frate, eu nu vă înțeleg, ci că vă dau un cont de YouTube. Frate, toată lumea are în ziua de azi cont de YouTube. Toată lumea poate să facă abonați. Cât de greu e să faci abonați, să faci 50 de conturi și ai 49 de abonați. Da, el zice că are 37 de abonați și Dumitru, tu îi zici că 10.000 de vizualizări. Really. Da, numai că după comentează că de ce ai dat banii pe astea. Da, am înțeles. Las-o așa. Ce rău mă ești. Nu, sunt rău, frate, sunt... Wow, de ce nu mi-ai spus că vine unul? O fost prea târziu. Mamă, că l-am văzut în oglindă, m-am cacao pe mine. Nu sunt rău, sunt realist. Din păcate am început să devin din ce în ce mai realist. Așa că asta e. Dacă nu-ți place, ce soartă, frate? Eu ăsta sunt, n-ai ce să-mi faci. Sunt și nebun, sunt și așa. Deci, soarta. Dacă-ți convine bine, dacă nu, iarăși bine. De oricum am văzut că deja, dacă nu fac 2 zile, 3 zile live, gata, frate. Hai, ne dezabonăm că nebunul să lasă. Nu-i așa de Dumitru? Nu fac live 2-3 zile, gata. Măi, nebunul, te lași de YouTube? Da, frate, uite, pentru tine o să mă las de YouTube. Chiar vreau să pun imagine și tot thumbnail și toate alea și titlul și tot. Mă las pentru tine, de Dumitru. Am stat o oră ca să fac 10 km până la destinație. Mergeam cu viteza mentului. Da, nasol. Lupul Darius, fără bă. E realitatea că mulți numai gură de... Da, corect, stai liniștit. Normal, frate, stai liniștit că și Dumitru YouTube tot la fel, frate. Na, aia nu pasă. Da, Andreier, Napoli. Bună, bună, Andrușca, bună și bine ai venit. Ce să facem? Uite, ne plimbăm și noi cu tirul. Tu ce faci? Facem cursele nebunești. Din păcate nu sunt nebunești, asta e. O, un pahar de vin. Ia uite acolo, Andreier, dă numai la Andreea vin, frate. No, nu ne dă. Bine așa, Andreier. Mr. Frozy, de partea lui Andreea. E tu. Ok, bravo. Strai, Andrei, că eu sunt minor, mie dă-mi de morcov, da. Ce dracu virăm noi. Auto cum se duce deja. Trage un pic mai tare de el cum se duce. Bună
bunu Andrea Mefuz'dur dediğini ya. Tamam, müsaade eder Ayçi. Bine tu barani. Băi, dacă reușesc să țin pe o bandă calmă mereu. Hai că vin pe Discord, da, păi să ne mutăm și noi îndată pe Discord când o să ajung să iau pe cineva. Suntem, dar suntem pe privat, Andreea. Balane, bă, joc de pe calculator, dar numai că e volan. Că dai cât încerc și o să mă văz din ce în ce mai mult cu volanul. Dar na, setările tot n-am reușit să-i le fac cum ar trebui ele. Păi eu sunt în Veneția. Când te oprești undeva, îmi spui... pe lângă ce oraș treci. Man, eu o să mă duc către Napoli și am pornit din Hamburg. Gândește că mă dă pe directă jos, cred că pe Milano. Pe lângă Milano, pe acolo cred că o să trecem. Cam pe acolo ar trebui. Caut vreun tutorial. Da, m-am uitat, Balane. Deci m-am uitat, dar niciunul nu mi-a apărut cine știe ce sepsie, așa. Știi? Ceva nou care eu să nu fi făcut deja. Fortnite-ul de la prost în jos. Pe acum merge mai bine, dar nu știu așa. Adică merge bine el, dar nu... N-am reușit să facem nimic astăzi. Nici n-am stat eu prea mult. Frazii n-a jucat mult. Asta e. Îmi place ceea ce faci. Mulțumesc mult, Balanion. Încerc, frate, să fac cât pot de mult, cât mai frumos și toate cele. De aceea am pus și link-ul de donații ca să putem să facem... să ne meargă mai bine jocurile, să facem ceva noi și jocuri noi și toate prostiile. Bine, un calculator de 500 de euro vă zic eu că n-aveți ce să faceți cu el. Deja l-am. Ceva în genul. Deci, băie mei. Cred că vin și eu, dar... cred că vin și eu dar încolo de event. Ok, locul, cum vrei tu. Nu mai să vii la Napoli. Vă aștept pe unul lângă Bologna. Nu știu, frate, unde ne aștept. Noi ne îndreptăm către... Așteaptă-mă la... Așteaptă-mă, doamne. Așteaptă-mă la Napoli. Napoli, fă... și na. Păi, mai bine așa. Da, Europa 3 la Napoli. Bă, lasă treacu microfonul ăla, bă, că nu te auzi bine, bă, băiete, mă. Dă-o, mama, mă, ce de treabă. Știu că ești chinez de român, dar lasă așa. Hai de capul nostru. Vreau să scot vină, mă, nu te scot. Și eu să-i fac, frate, n-am, că să treci să stau pe bani la 2. Să o duc unde vrea el. Ce distanță avem unul de altul? Că m-am uitat, dar n-am fost atent. E în spatele tău. Mă referam la tine. Da, nu mai contează. De noi doi e 195. Aha, ok. Bun. Bun. Așa am înțeles de la el. Că am înțeles ceva? Asta e aici, frate, dacă nu înțelegi, soarte.
Tras pe stânga. N-are el treaba. Salut Vasile, salut și bine ai venit. Mai avem doi în față. Da, noi avem 90, noi trebuie să ajungem. Nu plouă. A plouat astăzi, Vasile. Deci... Da, dimineață. No, se întâmplă să dea ploaie când plec eu la muncă. Până ies eu de la muncă. După, dacă ajung acasă, nu mă mai interesează, dar... Până acum așa a fost. Au rupt norma în două când am plecat eu la muncă. Și... na. Așa o trebuie să umbru prin ploaie. Nu cred azi. Azi chiar n-am avut ce face, știi, pentru că am avut-o ieri, am făcut ieri și partea de azi, știi, și n-am mai fost și nu știe ce. Hai! Hai și ție. Trebuie să mă duc să-mi vizeze. Ce vă stai dacă nu te superi? Ce faceți, mă? Băi, vagabante, tu ești o vagabantă? Curvuliță mică ce ești, ce faci? Da, bă, la nu uite-te într-o descriere, o să urmeze să o bag mai mult. Să mai completez pe acolo în descriere. Din ce în ce mai mult. Să facem dita mai descriere ca să nu mai puteți să o citiți absolut deloc. O să scriu în chinez ca să nu puteți să o citiți. Măcar da, atunci înțeleg motiv. What the fuck? Ăsta era în aer. Trolling Max ăsta sau ceva de genul, da, Trolling Max, da. Salut Andy TZ, salut și bine ai venit. Găs cam tânăr, Bălane, știu. Tu de unde ești, Bălan? Acum am trecut pe lângă Mainham. Mulțumesc la fel, Bălane. Ți-ai făcut setare la volan singur sau te-a ajutat cineva? Mi-a zis cineva, dar Andy TZ nu e complet setarea. Pentru că la jumătatea volanului deja mi rotește total volanul din joc. Din Republica Moldova. Aha. Auzi, las că e bine. Da, se mișcă bine, nu? De mișcat se mișcă bine, dar... ți-am zis, când ajunge la jumătate, el se rotește tot. Știi? Ah, ok. Eu v-am zis, mie îmi place, se mișcă ok. La banii care i-am dat pe el, eu sunt mulțumit. Oameni să fim, nu contează țara. Corect, bineînțeles. Normal asta, Blanion. Dacă mi-au la fel, mă poți ajuta cu setările? Mari modificări n-am făcut, să știi. Dar te ajung, nu e nicio problemă. Ce fain, Alex Gamer, nu răspund la întrebare. Tu ai intrat în altul. Nu ai... vorbit... nu ai știut să intri într-o... convorbire cu cineva, cu răspărare. Uei, stai și atomul, nu te duci. Ce-am făcut de frazi? M-ai supărat. N-am de ce să te supăr, omule. Dacă nu știi să vorbești, cum să-ți răspund la întrebare?
Deci eu nu greșesc cu absolut nimic. Și nu e bună, e salut în pușca mea că ești băiatică. Dacă erai Alexandra, mai înțelegeam că zici bună, dar... Așa ești, Alex. Mulțumesc, oricum. Pe banda 2 am plecat pe banda 1. De unde vrei să știm cât mai avem până la Napoli? Până la Napoli? Suntem de Stuttgart. 1300 de kilometri mai avem. Auci. Ce am citit alt oraș? Nu știu, dar tu ai spus Napoli, știi? De mintea ta a fost alt oraș. Da, da. Răceala asta ce se face, asta e. Tiro? Păi toate tirurile prin maxim 150, deci practic și al meu tot 150. E o limitare băgată de joc, dar în momentul de față practic, merg cu contract extern, deci 90. Acum am vrut să zic, practic mergi cu 90, nu cu 150. Da. Ui, aici dacă facem treapta mergem în Strasburg. Eu când am jucat azi, nu prindeam mai mult de 110. Păi ai jucat pe Europa 1 cumva, Alex Gamer? De nu prindeai mai mult de 110? Și pe 2 și pe 1 n-are cum. Imposibil ca pe 2 să nu prindă mai mult de 110. Exact. Europa 2, Europa 3, Europa 4 și dacă mai fie Europa 5, prind cel puțin 150 maxim. Deci mai cel cum. Cel puțin 150 maxim. Da, bine, 80, vreau să zic 80 în oraș și 150 în afară. Da. Eu sunt la ciudat. Da, știu. Hai, abia am făcut 700 de kilometri. Am avut la început 1900. Ia ce conduc, Balan. Scania. Tu ce te preferi, Bălane?
cum ajungem la Zurich. Stai, zici că în distanța dintre noi se face mai mult de 200. Am avut și 250. Uite-l pe Thanos. Salut, Piticu, Piticu. Salut și bine ai venit. Volvo și Scania. Da, păi Volvo cu putere, Scania frumusețe și mie îmi place frumusețea. Thanos, ești, Thanos, cumva, ești în cumva în spatele meu? Așa că vreau la dreapta. Da, știu. Stai să ușor că eu pun frână. Da, mai mult Scania. Bravo, frate, ești de-al meu. Da, e în spatele tău. Mm-hmm. Ah, wow. Să știi că sunt pe stația 6. Du-te, mă, dracu, am lovit remorca. Ok, da, bravo că stai tu pe stația 6. Eu vin cu Pitica, ok, Andrei. Scania este pe primul loc. Se știe. Bine, bine, Piticu. Scania Power. Foarte bine, băieții mei. Aaa, am înțeles, am înțeles. Ce? Păi nu, că mi-ai explicat, că l-am întrebat de ce stă pe stația așa. Păi și unde ți-ai explicat? Aaa, ai intrat pe stația așa, se tu. Da, okay. O să contrageți pe dreapta. Ce contract ai? Wow. Ce curs ai? Eu te-am întrebat ce tip de cursă. Aaa, Ciuciu, că nu-l mai aud. A, e. Păi nu, că am zis că el stă pe stația 6 când e la convoi și asta. Și, nu, fiind cu volanul, nu poate să te schimbe. Ai tastatura, ai mouse? Nu te lua de mine, iată de el. Poți să schimb. El mi-a zis. Iveco Power. Dar e, cu Iveco ce să faci, frate? Te dai pe un deal ca să poți să prinzi viteză? De ce am crezut că l-ai luat pe ăla din plin? Că nu m-a-l văd că apar așa dintr-o dată după tine. Mă, ăștia, de nebun, ce ești? Iveco trăiește. De bolnav ce sunt. Iveco din carton. Da, dacă îi pui la Iveco motor de 750 de cai, nu mai e de carton. Adică oricare tip de camion, dacă îi pui modul. Ba, dacă e de carton, zboară după aia. Nu, care ăsta greutate motorul. Nu mai zboară. Și avioanele cum zboară? Ba, avioanii e altă treabă. What the fuck? Why did you run la dreapta? Știu că știi, da, eu spun. Nu, eu mă uit la ăla, o făcut dintr-o dată stânga, bam, o luat parapet, o făcut dreapta, bam, o luat ăla la parapet. Pe aia și-o văzut pe drum liniște. Haide, 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 fără, fără. Aoleu, 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 aoleu. Bine, boy! N-am luat deloc parapetul. Dar te iau eu din plin acum. De ce mai ți-e domine? De ce mai țin luminile? Bam, flash! Dar vedem la mine și în oglindă și la mine interior, să vede. Că și eu le-am avut până după 7, 7.20 maxim le-am oprit. Mi-a plăcut faza, că de ce țin luminile la prinsă? Bam, flash! Am pălit asta din prima. După aia dau pe lângă când dau flash, după aia am pus pe fază lungă. Ah,
чекам Купър Унивеко, Катим Венесуе. Да, ще се яви окунва в курса, да е нормал да се ви скъдно му май принеси. Че фрази? Ярно ме уда. Първо какво сте тано с разпателя ностро, али кога първо петам, ярно сте хайта въка не принес, ще на Руси мезви чова, оди скоро де петам. И чова джин рек. Ай, ма че едно май акцелерези. Но сега нищо мен не ме акцелерează. Бе, нищо, но така ре. Ще май е ши... 4-4, де това не е допъти. Бине, де факт, дакъв не май акцелера, се опрям, пуй мей. Браво. Адика де ла бурса. Ярм! Noi mai am 140 de kilometri, ok, Andrei, iar te salut, ai grijă, ești tare, eu trebuie să plec, sper să continui, ești tare, salut, mersi mult, Bălane. Auzi că de la Frankfurt fuge după noi. Am înțeles, dar tragem pe dreapta să-l bat pe, să ne mutăm, că e pe Discord. E acolo pe Discord. Păi da, să tragem pe dreapta undeva, dar stai tu. Stai să găsim undeva unde să tragem pe dreapta și ne venim și noi pe server. Păi mi-am crezut că iară nu te mai am pe tabă. Are bursă, trebuie să ne prindă rapid. Bă nu, că bursă are. Păi ce zic? Tu ești în spatele meu. Dacă pun frână te iar, să-mi pa piciorul. Atât asta, bă. Ai văzut ce frânii bune am? Densitatea maximă cu instant pune frână. Aia că imediat trebuie să-l văd și în oglinzi. Dar de ce vii așa furios? Nu că eu. Ești în curul meu. Pe 90 de metri. Rău, că mă Dumnezeu. Nu știu. Posibil, habar n-am. Cu ce? Au că și-o luat farming-ul. Bravo. Și ești mândru de efortul care l-ai făcut. Da, mi-am dat seama. Deci că l-am întrebat dacă... Bine, mă, tu, invită-mă la Rocket League acum, că vezi că mă joc altceva. Unu, M, Răzvan, cu e-mail, habar n-am cine. Mi-a plăcut de răspunsul lui Thanos. L-am întrebat dacă îi mândru de efortul care l-a făcut și că... la că-ți explic pe ei. Uite, dragul meu, ce-am făcut. Ușor, că cineva din fața mea are frână bună. E bun. Dar nu te-ai încadrat în secțiunea ta de parcare. Nu? Da, uite, mai era puțin. The Redix, ia-o-ți la Killgun, că se plimbă cu tirul, ia-te temp. Dar de drobetator nu se avere înaintat. Da, bineînțeles, am uitat. Ce întrebi mie, drobetator nu se avere?
3 more this friend, 3 more. Da, intrăm pe Discord. Dar nu trag decât lumea care e cu mine. Deci nu, nu vă mut așa pe toți. Stați liniștiți. Nu vă agitați. Servus. Ce faceți? Ce să facem? Te tragem și pe tine aici. Ce să facem? Aula. Bam, 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 bam. Gata. Așa. Da, nu e nicio problemă. Și totuși ești mândru de efort. A, mișto parcare, Thanos. Plus. Așa. Dar mâine voi fi și mai. Adică. Iau salariul. Oh. Eu l-am luat azi. Și eu. Mâine. L-a băgat de azi. Puteam să-l bage nici mâine, dar l-a băgat de azi. Mai bine pentru noi, avem bani de consumat, rămânem fără. Pui meu, deja banii ăștia care i-am acum, deja da, pus deoparte. Deci eu mai rămân cu maxim 50-100 de lei. Știu. Eu sunt la Napoli, deci pot veni. Când ajung la Napoli, te trag, Andrei, iar. Adică peste 950 de kilometri. Ai uitat calculează cum sunt eu? Ore. Minute. Secunde. Bine, nu vrei și sutim. 10 sutim. Cum e volanul la prima impresie, nebunule? Bine, asta e altă cinstitută impresie. Treia impresie. Eu n-am reușit să ajung la live-ul cu atunci când ai jucat pentru prima dată. E ok, îmi place. Atâta că ai de zonul ăla. Da, dar pentru că nu am găsit setările pentru el. Probabil are anumite setări și era acolo. Să nu mai facă de zonă. Dar tu cât ai la oră? 109 la oră, 111. Sau să-mi bat piciorul? Pantă, frate. 116 am prins maxim. Eu 107. Și încă mă ține. Mamă, m-a ținut ceva 116 și acum scade. Și 120. Tu ești pe cum bursă. Da. A, dar vreți să-ți contracte? Da. E, dacă știam, luam și eu contracte. E, nu-i nimic, dacă altfel nu ne mai ajungeai. Mamă, ești obosit rău, eu nu se vede. Ai avut tură de noapte? Nu, nu dă Redix, eu nu lucrez tură de noapte. Salut, Gabriel Vitalia, salut și bine ai venit. The Gaming Beard 21, salut și bine ai venit. Deci eu nu fac schimbul 2, nu fac schimbul 3, fac doar schimbul 1. La fel și eu. Și se dorește ca în scurt timp să fac 24 de ore. Dar eu nu vreau. În săptămâna asta n-am mai făcut niciun schimb. Ai paint de la Forțele Unite, Forțele Naturii, da, parcă l-am. Dacă ai tu pentru ele, o să vin și o să văd dacă l-am sau nu. Că așa trebuie să stau să mă uit și eu nu mai știu. Le-ai de la Forțe Naturii, ai de ziul. Da, știam și așa ceva, nu, știam și eu, dar nu știam sigur. Păi l-a dat Nicușor. A, da, și dacă mai ai Nicușor pe live, să știi că nu uita de promisiune. Ce promisiune? Eu viv la France. A? Cumpăr viv la France, îi fac cadou. A, ok. Dar mi se pare că l-are. Nu, nu l-are. Nu. 32, stânga. Ce treacă, nu știu.
porno vieții. Poți să ieși tat? A? Să ieși tat? Da, tastatoră, mă. O. Că pot să dau și din tastatoră. Ah, și da, 100% de încă acum mi-am adus aminte de skin-ul ăla cu lava. Dreapta. Milano, vreo la Torino. Deci trecem pe la Torino. Trecem pe la Milano. Luăm centura înainte. Iei tu centura. El nu ia centura, el stă pe centura. Eu mă duc pe centura. Da, numai treci. Da. Nu stai. O iau și plec, ce dreac, trebuie să stau pe centura. Mă duc într-o pădurice. Iau, stau la asta. Pe în Vive la France, pe acolo. Atât de mult. Găsesc o grămadă. Eu o să trag la prima parcare la dreapta să fac ceva, să termine grafice, că văd că îți scad frame-urile. Plecă, ești de la normal. Vezi că depășesc. Trag pe stânga așa rapid. What do you mean we see now anyway? Ha? În VUC? Andreier, cred că locul doarme. Până ajungem noi, trebuie să doarmă. Seara bună, seara bună, Gabriel, te și bine ai venit. Da, you have entered the city, you have left the city. E ok. Da. Pentru că acolo era nu știu ce anul eu acolo la descoperit. Și e considerat oraș. Yeah, băi. Te joci cu elicopterele subacvatice? What? Cum adică cu elicopterele subacvatice? Adios, Thanos. Să vin, nu te le pas. Păi, ați făcut undeva la dreapta, nu? Da. 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 Adică tot înainte am făcut dreapta. Păi nu înțeleg întrebarea Gabriele. Cu elicopterele subacvatice. What the fuck? 2:30 stânga, dreapta. Danke, Frös. O papi face bani din șnițele, dar tot nebunul e cel mai nebun. Ok.
Din păcate, Okapi nu trăiește, a murit. Și voi îl pomeniți, urât. Dar nu să ne zici nou când ai trecut de... Da, o să vă zic. Mai întâi să vă găsesc pe hartă. Bă, n-am mers mult. Am trecut doar de un telepas. Da. Telepas pe aia vine asta de benzinărie? Nu, nu la telepasul ăla. Nu, nu, nu. A, gata, v-am găsit, al doilea. Da. Păi țineți cum mi-a trăit o acolo tot în față, dreapta și aia. Ascultăm radio Ozon mașină. Ok. Uite acum o să trecem pe lângă o benzinărie. Salutare Gabi Huțufan, salut și bine ai venit. KFC sau McDonald's? Niciuna. Da, Gabi. Joc din volan. Ție care îți place, Gabriel, te KFC sau McDonald's? Ai condus vreodată remorca de la tractor? Da. Pentru că am mers cu tractor. Când era mai mic. Acum nu mai am de unde tractor. Donald, nu vreau KFC. Am înțeles. KFC bombă. Hai mai Thanos, nu ne ajungi. Un hoț și ia concediu medical. Aha, ok, înseamnă că l-am prins, l-am bătut și acum e medical, am înțeles. Pix scrie cu creion. Înseamnă că n-am mai mâncat de o lună dacă a ajuns să fie pix. La intersecția cu la dreapta sau tot înainte? Tot înainte, către Bologna. Ok. Nu, de fapt, către Roma. E, mergeți în direcția bună, că la Roma am și eu. Roma, tu ai la Roma. Corect. Câți kilometri mai e până la Roma tu? 420. Ia-o-s.
nebun. Sau nebunul face că toți. Mai mulți nebuni. Mai am mult și bine până va ajung. Am trecut de 2 playeri. O, frate, vezi că vine unul din spate. V-am văzut pe hartă unde sunteți. Bine. Și are bursă. V-am dat 2. Nebunia e asigurată dacă ghicei primei $3000, așa că primești 300. Ala care nu a depășit-o primi kick. Da, Gabriel T, când o să primești că $300, mai e. Acum trecem pe lângă Firenze. Sunt urma voastră. Minți. E norma noastră, dar la kilometri. Aia asta? E chiar așa mulți. Nu, adică nu ne mai prins absolut de la. Eu vă văd pe hartă unde vă aflați. Da? Dar nu-ți pare că sunteți la vreo 10 km din mine. Cum dracu ne vezi pe hartă unde ne aflăm? Aia nu mă șmecherie. Dă-mi adresa ta să-i trimitem la Polo Nord. Da? Da, nu, te uiți cumva pe site sau? Pe ce anume? Te uiți cumva pe site? Nu, nu sunt pe site. Da. Dar un singur monitor am. Vezi în fața mea. E normal, nu doar nu-mi vine în spatele tău. Exact. Firenze. Cartela Cosmonte îți zice ceva? Da, îmi zice ceva, dar că nu mai trăim în 2007-2008. Sau în 2010-2012, cine mai știe când s-a transformat Telecom. Hai că nu mai e mult, da, decât 480 de kilometri. Eu tot în spatele meu. Încă 250 și ajungem la mine. Viață de român. Nice. Bine că nu de chinez. Dacă vrei, du-te. Merg cu 90. Păi da, dar blocăm drumul așa. Englezul Attila vorbește bulgar. Ne vorbesc chineză și-s roman, deci. Poți să te duci la cursă să ți-l termini și după aia să vii către noi. Dacă găsești un curs, ar fi perfect. Da.
Vezi, eu hoși să de 200 de kilometri pe așa, ceva de genul. Contracte, dacă e așa. Ăștia busi? Vrei un pat confortabil? Super, saltelele. Care saltele? Dormeu. Super confortabile. Dar nu ne spune și ce saltele vrea să ne vândă. Doar la incredibil preț de 333 de lei și 500 de euro. Da? Interesant. Măcar dacă ziceai și tu 500 de bani sau... Mana mea, mai înțelegeam. Dar așa... Ce dracu. Vânzi computare la 500 de euro. Ia, sunt foarte fain. Dacă dădeai două, cumpăram, Andrei, dar așa o scobitoare 500 de euro scump. Fără bă. Tu ești mai fake decât PC-ul meu. Crăpat, luat, la mâna a doua. Hai că deja am să recalu și am un căzut în fan. Ok, Gabriel, te nu știu, ai luat o raznă. Ce să vedem, Thanos? După ce treceți dintre extracția spre Eternia, aveți... un telepas cu 3 pe stânga. Da, mulțumim. Ops. Pardon. Nu am luat o raznă, făceam... Caterinca. Păi eu nu am văzut Caterinca în chestia aia, că eu sunt fake. Mai fake decât calculatorul tău, crăpat. De unde-i toată lumea? Toată lumea visează, toată lumea se distrează, eu nu știu unde sunt. Ah, știi care-i fața? Tu ai făcut dreapta aici, către ăsta? Nu, mai avem și noi telepasul în față. Ah, da? Da. Spuneam că am făcut dreapta. Ah, era pentru Andrei, nasol, dar urâtă oricum.
fac cum am telepasul. Așa. Ați văzut că la sfârșitul anului s-ar putea să apară diverse țările baltice. Când? La sfârșitul anului. Ah. Pizza Hut, ai chef? Băi, să știi că ar merge o pizza, dar... A, asta e data viitoare. Am mâncat eu ori 3. De ce ai luat 3 mici și n-ai luat una mare? Pe unde am fost, avea doar mici. Mm-hmm. Și nu puteai să te duci în altă parte? A fost ziua unui prieten. Na. Ah, ok. Acum am înțeles. Needs. Ce? Friendro. Ce băutură preferi să ai când servești o pizza? O bere, normal. O blondă lângă mine să o savurez. Dar bine, merge și o brunietă și o roșcată și de toate. Orice, numai să fie. N-am niciun curs pe contracte până la Napoli. Hai că sunt 250 de km. Aia așa. Zi un banc. Banc, 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 mai mult să iei pe tank. Tank-ul e pe autobuz, cine e mai sus? Gabriel te răspunde. Cel mai simplu banc ever. Da, e un mic banc, fază veche, dar e frumoasă. Dacă ți-a adus un zâmbet pe buze, înseamnă că a reușit. La Napoli unde descărcați? Te logistica. Da. Ce mi-am făcut de frozi. Da. Rugă până am întins mâna, până asta. Dar ce vezi cu... Bă, unde te duci, mă? Bă, duc la dracu să mă iau. Oh, stai. Păi dacă ți-am zis unde te duci, tu de ce nu te iubi? I-a dormit. I-am tras pe banca de urgență și dăm cu spatele acolo. Un coleg o știe, mă gândeam că o colegă, dar na, e ok. Ce preferi, să te plimbi cu motocicleta în California sau cu taxiul galben în New York? Prefer altceva, în niciun caz una din cele două. Dar nu se poate spune. 18 plus. Două pe dreapta a fost de 30. Ok, stai că numai acum am intrat pe banda corectă. Și acum te-am în față. Hai că eu fac o cursă cu voi și după mă bag la DBD. Ok, cum vrei tu, Andreier. Și așa, când ajung la destinație, iau o mică pauză de 5 minute, Andreier. Ok, mai bine pot să mă duc să fac și eu ceva să mâncă. Am vrut să te întreb până ajung. Ți-ai 10 minute, tu îmi pare aia, îți faci. O, oh, ești minute de la asta. Eu am mâncat.
n-am încă, dar nu-mi înfame. Păi și eu am mâncat o dată pe la două. Eu acum trebuie să mai mâncă o dată să-mi dau medicamentele. Dar ce bolă ai? Răceală. Bolă face nebun. Bine. Hai, hai tu. Iau un parasimul și o să-ți treacă. Când răceala te prinde, iau un parasinus, nu-ți trece, tatu ia! Ce să-ți facă eu... parasinusul? În cât timp îți cu parasinusul? Eu mi-am luat parasinus cu septogal, parcă și am folosit. Cât timp? 2 săptămâni. Aha, într-o săptămână îmi revin și nu iau parasinus. Iau 4-5 pastele. 4-5 pastele și într-o săptămână îmi revin în pana mea și tu stai 2 săptămâni cu răceala în tine. Când iei după urechi, cam așa se face. Mai știi când ți-am trimis învățătoare, când te-ai trimis învățătoarea la bancă și ai stat 5 ore în BCR? What the fuck? Dacă ești blondă, răcită, ia-l pe nebunul să te simți mai bine. Da, bună asta, Gabriel, te. Dar nu știu de ce uneori tu reușești să mă superi prin ceea ce zici, dar alteori reușești să mă faci să râd. E ok, mersi. Doar că mă faci să râd. Nu știi partea, da. Acum am vrut să te întreb pentru care fază. Nu, pe tu mi-ai dat asta și specificat, că știam că tu bolând de ce ești, nu înțelegi. Nu te dreptu. Dar du-te tu. Cât mai aveți? 130. Eu. Fruzi, nu știu. 160. Bola teului nebun. Dacă în mașină se află frâna de mână, atunci cea de la pedale e frâna de depar. A? Adică am cam înțeles unde bază, da? What? Eu n-am înțeles. Deci, dacă frâna de mână este în mașină, atunci cea de la pedale este frâna de tipar? Adică că scrie de mână sau de tipar, omule? Aici da, 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 asta mi-am dat seama acum. Hai, dau și pe fraze. Mai puneți ochelari. Ha? Puneți ochelari. What? Știam că vrăzi în spate, în pana mea, știi? Și fiind cu galbe, mă, pula. Edi, te salut! Salut și bine ai venit! Încă un pic și gata cursa, gata live-ul și scapi de prostul ăsta care se... care are emblema Puma. Da, păi eu nu te fac prost,
te faci singur, deci nu e treaba mea. Ai 90, nu? Păi dacă dracu de sam. Aș vrea 190, dar nu se poate. Și mai ales cu drumul ăsta să-l țin eu așa drept. Păi și înainte, eu cel mai mult am prins 175. Până să bagi cu 150. Ora 180. Nici eu nu fac. Nu se fac, just nebun. Păi dar nebun, recunosc că sunt. Deci, pana mea. Nu mă pupa, am frâne foarte bune. Și eu am dacă apăs tabu. Și dacă nu moare motorul. E doar dacă apăs frâna. Eu apăs tabu și cu frâna, să vezi tu cum mă opresc. Frumos mergi. Serios, Andreier? Chiar merg eu frumos? Ce bine așa? Una 30 partea stângă. Ok, mulțumesc. Săracu frunze. Uai! Bravo, tine, doar. Lol. Și eu mă plângeam când nu mai pornește motorul. Păi da, am dat-o în gard. Ai spus tu că merg prea frumos și uite, na, într-un sens, bam. Vreau să te întreb de ce ți-i luminele pornite, dar acum am să aminte. Dacă era să zic că m-am dus mai încolo în cauza lui Andrei. Bă, prietene, pe da, ești sau nu ești? Că, da, stai acolo, tu. Șapa ta și mai prost. Stăm să parcăm că nu avem timp de parcare. Da, m-am menționat. Da, veniți pe Discord acum. Achievement, I thought this should be heavy. Oh, mersi. Se aude, se aude? Ai, de capul meu, se aude, da, se aude. Ăla cum ai spate un pic, ca să fim de la toți la fel. Profesorul... Zic eu, stop. Baldi, salut și bine ai venit. Hop! Uai, tu și paint, tu ce paint ai? Eu? Ce paint e ăsta, frate? Da. De la Viking. Ia uși. Curbă. Ok, du-te. Vezi că ai greșit locul, moșule. În dreapta lui Frozen la locul tău. Și aici cine dracu e? Trrrrr! Satan! Serios, în dreapta mea era locul.
Deci fix chestia asta m-a văzut până în căză nou. Du-te, dracu, Andrei, el. Dracu, ăsta nu mai vrea să se îndrepte așa în dreaptă. Nu, ia, invers puțin. Opa! Am luat-o. Nu, glumă. Don't judge me, volan. Și nu știam eu să parchez cu tastatura, dar ce nu știu să parchez cu volan. Cred e că domnul e bine, dar nu-mi pasă. Eee, Macarena, greșesc. Stau și mă uit, știi, și greșesc că... direcția. Salut, Robert Marian, salut și binevenit. Hotel scump în SUA sau nebunie la pensiune? Nebunie la pensiune, normal, cu toți nebunii mei. Să-l trage și pe locul, că aveți timp de... Păi ce, tu nu poți să-l tragi? Te dare mâna? Pe telefon. Fac eu. Frână, mă, du-te, dracu, stai acoale. Așa, îl tragem și pe loc, mă. Am tras și pe loc, mă. A, da, auză. Pe normal că ne auzi. Da. De ce urăște întrebarea, mă mai cunoști? Pentru că voi pune, voi vă schimbați numele. Eu de unde pana mea să cunosc orice nume schimbă orice om? Serios, acum. De aceea urăsc acea întrebare. Revin imediat. Ce gând ai arestat mașelerul pornit? Ce? Scoate-ți de mașelerul, vă rog. Da, 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 uite la mine. Stai așa. Da, uite de ce tâmpit tu să duci în... Da, am văzut, da. Gata, ai revin imediat. Cum mai spuneți voi? La voi plouă? Cum la voi vedea? Da, vremea la mine e superbă. Este norat, nimic. Și la mine a fost superbă. A tras o furtună pe aici de o zdrobit totul. Undeva în aproape de Bacău, un gropaș, o mașină sub pământ. Băi. Serios, am vorbit, am văzut poze. Aia. Da, zis. Și pământul mi se pare că a ajuns și în casă. La cum vedeam în poze. S-o fi nașpărat în cauza pe ăsta. S-o fi nașpărat persoana aia care stau la casă, care e aproape din de apă. Cumva să nu fi înfundat în... să nu fi cumva să l-a înfundat în casă. Și nu de pe altceva. Ce să ne-ți face? Asta e problema, cum e acea cu ploaia asta. Dar nu scoate masalele, te rog. Acum să mă dau mai în față.
Revin. Luăm tot cursele 90 sau? Pe ca să avem toți, da. Cam așa ar trebui. Zic și eu acum, acum o să trebuie și eu. Mă întors să ia. Te întors să iei? Mhm. Dar ce ți-ai făcut? Un sandwich, gata? Așa. Sunteți toți? Am fără de Thanos, acum am avut de venit. Nu, am avut de Thanos, am înțeles. O persoană pe live, da, văd. Asta e, restul de an cu mine pe aici. Ce să repar? Păi știi cum e, vacanță, nimeni pe acasă. Nu prea asta, nu prea o... Stau acasă acum. Da, dar știi cum e, când era școală pe ăsta, lumea nu prea ieșea atât de mult, că cel mai mult școală este în toamnă, iarnă și primăvară și n-ai ce să faci atunci. Vara cum e vacanță, nimeni nu stă în casă, nu e afară. O, da. Tu! El dorea să spună că așa a făcut el, știi, dar nu. Ce am făcut eu? Da, s-a bată. Eu și Dumitru, o persoană, da, corect. Poate sunt și altele care stau în Ninja Style. Cred că da. Sau Batman Style. Zilu Andrei nu veni și el, nu Andrei, zilu Darie nu veni și el la curs. Darie? Darie doarme. La ora asta? Doarme? Păi acum jumătate de oră l-am văzut pe ETS. Nu vine el, omul ăsta. O față greși. Păi și dacă o dă de gard pe live, ce are? Nu interesează pe nimeni, i-am luat o grămadă de ori. Nu, nu mă uit la Zayafet. Nu știu cine e și nu-mi pasă. Poate să fie chiar și mama Omida. Cu acea lume și tot nu-mi pasă. Mama Omida, bun, mâine îmi pun numele Baba Vanga. Și după aia mai așa o să zic Luanța. Baba Cloanța. Nici dacă e mai nebun ca mine, mai ales dacă e mai nebun ca mine. Care a plecat? Eu. Revin în 2 minute. Ai, frate, că ai plecat de 2 minute, 5 aproape. E în pușca mea. Rățe-i dracu de când v-ați găsit să lătrați acum. Băi, eu practic am ajuns mai repede de 5 minute, cum am zis. De unde știi? Băi, dacă veneam peste 5 minute eram scos de pe server. Știi că ai 15 minute care să stai, nu? Care 5? Am fost eu plecat 10 minute și nu m-a dat afară și nu zici tu mie.
Poate pe tine te vede mai tras de față și te... Na. Aia înseamnă că ori modifica și chestia aia. De cât timp? Păi de ultima dată când am jucat. Eu știam că e întotdeauna 10-15 minute. Ok, am revenit. Ok. Așa zi. Asta nu uită la curse externe. Paa, că cam azi pe ele. M-am săturat cu... Ai, bă! Băi, băi, te trezești să moară, Bibi, nu. Luați-vă ce curse vreți, că nu mai au... Mă plimb singur. Frozi mă scoate din secundele. Secunda a doua reușește să mă scoate mereu în serit. Păi n-am să scălu, iau idiotule. Nu mai-mi pas. Luați ce curse vreți, băi. Hai cum uit eu. De care? Contracte sau extern? Cine? O să iau... Nu prezi pe distanță preț. O să iau... bursă și o să mă duc la Bruxelles. Ok. Aia am și eu. Hai să mergem să luăm cursa și devenim tot aici sau unde? Da. Lăsați-vă cursă, că Bruxelles-ul, sau mai departe de Bruxelles-ul, nu voi știți. Am luat Dovor. Dacă e în direcția aia sau mai sus, e ok. Dar Dovorul stai, că ăla e în Anglia. Eu am luat Felix Dovor. Ce căutați în către Anglia? Uai, pe sus, unde merg? A, stai că tu ai în altă parte. Păi mai am 6 km. Pe tine te-a pus să te întorci pe sus. Că nu te duci în altă parte decât să te întorci. Că ai în stânga, acolo. Ne face cumva Germania? Am zis, reface cumva Germania, adică sau refac Germania așa de ASCS, că am văzut un video. Cât de greu că asta poate să fie? Uai. Mișta, când mă duc către cursă, mă pune să o colesc și când o să plec de aici, o iau mai pe de-a dreptul. Mișta. Constantin Popa, salut și bine ai venit. Ne vedem la servis sau unde? Da. Da.
încântat să fiu aici pe live. Big like din partea mea. Mulțumesc, Constantine. Cineva transportă joi barca. Yep. Dan Cheșoșoane. La Cheșa vine spre casino. Roma casino. A? Eu am la casino remorca, de aici o iau. Și drumul spre Roma. Să văd dacă ai un cuva în sus, spre... Pe... Acolo este cum mai încălezi, încolo, în Bruxelles. Pe acolo am, dar eu de la casino remorca. Ok, ok, ne găsim la Peco acolo. Știi? Că venim pe la casino Rom încolo, știi? Ok, și ok. Și ne găsim la Peco de la casino către Roma. Ok. 1, 2. Unde ești locul? Mă spune la rămâc acum. De unde ți-o iei mâncația așa? Departe. Ia, am lucruri de cocos. Câți kilometri mai ai până la rămâcă? 5 km. Multe curbi, multe astea, la aia, cu parcă ești eu mâine, nu mai. Da, și mai plecat că dau toare ca să ajung la rămân. Ce-o lumina că e uite, ăla skin-ul cu lava. Ah, sunt unii, cred că acolo la port, mi-a luat aici. Vrea că te faci cel mai departe. Ai zis, acum acolo am găsit-o, nu. Merge cu parcarea, merge. A? Merge cu parcarea, merge. Merge, cum dracu să nu merge. Și nebun, acă cea mai tare parcare e vorba. Poate că e cu volanul invers, știi, și mă încurc întotdeauna. În parcare. Așa că volan tot timpul. Dacă aș mai fi avut volan, știi, era altceva, că eram obișnuit. Dar așa... Lasă că te obișnuiești cu el. Câte tone aveți? 9 36 24 Iar să ducem ăsta încolo. Toți morții mătii de pedală. Urăsc pedalele. Să tot duc la mama, să tot duc la mama lui, dracu. Păi nu au și ele un sistem de ăla anti-grip. N-au nici de ale dracu. Hai că bine, hai că bine, hai că bine. Bum. Thank you.
să mișc. Că după aia cine știe pe unde drag să mai duce și tu asta. Da, mă, parcă jau și ce dracu ne-am... Dar nu mai parca. Hai să mergem. Da? Stau eu ultimul. Thanos nu e aici, știi să-l așteptam. Eu deja la peco. Frăzi, tu unde e cursa? Felix, tu. Ah, da, ok. În continuare, două fără. E ok, în continuare. Calu Căluțu, salut și bine-ai venit, respect. Mulțumim, hai, dă-i... te duce pe la Bruxelles, pe acolo, nu? Pagă pe-n Calais sau pe-n Rotterdam. Mulțumesc de subscribe, Calu. Eu am la Cure. A? Eu am la Cure. La est de Liege. Da, văd. Păi să mergem la... Chiol, mergem în Bruxelles, mergem Dover, mergem Felixstowe. Ok? Ok. Ok. Găzăm în ultimul, nu? Nu mai stau mult, vreo 30 minute, mă duc la asta. A, tu o să pleci, n-o să ajungem, cred că, la Dover. Nu, nu, nu. Că mă trebuie la Dover. Dar tot ultimul stau. Pe ăla care merge primul. Că... Hai, că v-am tărat aia. Am un Andrea aia. Un Andrea. Opa, loco. Da, cu și-o la chec. Pe bune, pe nu prea mare, nu te fac. Hai, să ne lăsăm și noi după ce ieșim. E bine. Dreapta 1.30. Locul ai reintrat? Acum a reintrat. Când ai ieșit la dreapta, stânga sau dreapta? Stânga. Ok. Oamenii se încarcă. Bine ai revenit, Dari. Ce mai faci nebunul? Să plimbă cu nebunii. Dar e ce mai face? Pe unde a umblat? Nici măcar BRB n-a știut să zică Dar e. Hai locu, ți-ai intrat? Da. Hai că noi nici măcar 100 n-am băgat-o. Hai că v-am găsit pe hartă. Băi, omule, nu ne-am mai locul de astea, zici ce folosești. Loc abia pleacă din service. De ce clar frăzier ăla îl folosește? Dar n-am vrut să spună. Ce-ți folosesc? Chat-ul ăla. Nu, n-am niciun chat.
E o aplicație pe telefon care te arată playerii cu ID-ul de tracker să ai pe asta. Da, e o aplicație care spune unde e tot admin. Păi e Tracky, dacă cauți. Da. Nu mă interesează. Nu mor de... Nu e nicio problemă, dar e stai de niște cam glumit cu tine. Hai locul. Mai are până parunce. Abia ce-o ieși de pe drumul ăla. Nebunule, de ce ești supărat, supărat? Nu știu exact. Am o stare nasală, nu chiar neapărat supărat, supărat. Nu-mi place să te văd așa, păi nu mă vezi, nu mai ai faza, de aceea nu m-am pus webcam. Stai să ne știți. Și pe acolo pe aia trăiești, nu? Vă știu, nu? Pe acolo pe aia trăiești. O, nu știu exact. Adică în sus. Dacă A3, vreau să vii către Roma, omule. Gen. Stai că l-ajut eu. Da, pe acolo e bun. E bun loc, e bun. Lasă-mă pe aici. Nu un server asta. Din telefaz. Salut Spike Ross, salut și bine ai venit. Hai ca sa intrem la pe locul si te asteptam acolo. Hai putea sa vedeti ce faci toata. Ce, un nebun care e răsfrânat sau ce? Hai sa vezi daca m-a prins, dar nu, nu m-a prins. Si ca sa vezi daca m-a prins, pe dar cum sa te prind daca tu nu mai astepti? Eu am mers mai încet ca sa-l aștept pe locul. Trebuie să fie conectat cu... de pe Steam, nu? Dar Steam pe telefon, după poate să conectezi cu Steam. Da. Cu aplicația, nu? Păi da, intră omule, nu te opri la intrare. Păi asta e ideea, că am făcut-o românească la intrare. Nu la pe aici? Da, da, da. Hai, când ajunge și locul. Așa, joia viitoare mă duc în Italia, sper să ajung cu tocoficat. Arată camionul, te rog, imediat îți arăt și camionul. Aveți benzină toți? Eu nu. Uai, ce. E acum pun. Stai, nu te lua de mine că cu camera 2. Și știi tu, n-am același control. Uite, ai văzut cum fac și mă duc într-o parte? Da, văd, da, bun. Așa. Ați alimentat aici? Frosty, yes. Thanos, Andrei. Da, da. Frosty. Da, mă. Nu te-ai auzit, mă. Da, pentru că n-am vorbit. Păi și dacă te-am întrebat ceva. Deci nu, m-am săturat. Deci m-am săturat de chestia asta. Hai, porniți, dați cu viteză. Sunt sătul deja. Ce pățiși oi? Nu mai nimic. Dați-l aduc ție, Spike-ul. Da, da, ăsta frozi, doamne, loco și... Venim de spate, aveți grijă, unul cu viteză. Snow.
ce ascultați, rămas deja în urmă? Nu, eu am dat să mai schimb treapta de viteză. A, mișto. Și bine că anunți. Deci e de bine. Hai, acolo să curgă singur. Oricum avem o trecere de... Rebunele cu iahtul, la mine îl punem pe Suceava sau Ziret. E bine, 2.30 partea stângă. Vin și voi apa amândoi și ne plimbăm. Bravo, Andrei. Nu, că n-a lovit. Dar nici mă nu mai avea dat în parapet doar. Păi da, dar am apăsat pe asta, pe frână de la mouse și pe S, că am mai pus așa, pe tăsătură. Și nu vreau de pe niciuna, așa nu am zis să trag dreapta, să zap stânga. Asta, la mine în sat e confluența dintre Ștereț și Suceava. Ia uite, mișta. Ne-am unit așa cât de cât. Da. Eu cred că nu în fața mea pe Andrei, nu știu. Dacă are jumate de cinstern, înseamnă că el. Da, da, e. Da, ne-am unit. Și cine în spatele lui Frozi? The Bears. Aha, ok. Și voi sunteți după el acolo, da? Da, depășește. Da, ți-o pe viteză. Depășește o Benz, depășește omul. Lasă să depășească, să ducă dracu. Că aici nu mai e pe depășeală. Du-te, Dică, du-te! Cum e că am cel mai puține tone și abia urcă scăniuța? Câte tone ai? 12. Am 9 tone. Parcă așa am zis. Cum ai 9 tone cu da, 9 animalul tone. Ăla? 9 tone, e un iaht, e ușor. Deja prin partul din urmă. Se merită ochelari de gaming, da, se merită. Ușor că rampa 1 și e vorba asta aici. Zona aia în spate, văd că mai e zona din Italia, văd că e tot timpul rampa pe acolo. Doar acolo. Prietene, să te fută Dumnezeu, bată chiar norocul să te bată. Dă-te mărmântul tău că n-ai vrut să mă lași. Retardatul mătii. În dreapta 2.30. Nu, altul. Mă vrut să lase să intre pe prima asta, pe prima... A doua. Intrare de 30. Pe a doua. Pe a doua. Deci pe dreapta, conduci dreapta, nu conduci stânga. Și începe de la ăla. De la banda de urgență. Am făcut semn, știi? Și n-a vrut. A ținut banda și n-avea rost să mă dau. Dragă, mai plărea? Plărea mă ei? Ha? Mai vezi mai pe pălărie sau nu? Nu, nu mi-o știu. Scuze, fraze. Stai, nu știu că nu mi-e tăia numit. Am văzut așa puțin, aveți grijă la ăsta. La ăla din fața? Da, are 90 băiatul. Pe banda 1 și o să micșoreze benzile. Aveți grijă, din 300 fac 2. Direct în el, dar o să vezi. De ce? Băi, știi că curba de partea dreaptă cu viteză, eu am o problemă cu mouse pe partea dreaptă. Lasă și tu mai mare atunci, hai că o încetinez. Am depășit. Seara am o problemă, trebuie să stau doar 2 ore pe PC, dacă stau mai mult, mi se înroșesc ochii. Okay. Păi, ia atunci ochelari.
Pentru asta, pentru monitor. Dar poate să-mi ce cu picuri. Ce DLC-uri recomanzi? Nu extensii de hărți. Mighty Griffin, Scania, Raven, tot ce e pentru Scania. Și ca paint, forțele naturii, vikingii, pirații și multe altele, dar na. Se merită și daftoning. Nu se merită daftoning. Nu vă las după oamenii cu daf. Niciodată. I hate daf. Deci te urăsc pe tine. Volvo și Scania bazele. Așa te vreau. Da, vezi, trebuie să zici Scania și Volvo bazele. Am în două. Suntem vezi strânși? Că... Are daft tuning. În spatele meu. Ha? Nu-l văd pe locul în spatele meu pe hata. Locul? De ce? Locul în spatele meu, nu vă fi teamă. Spatele la Thanos sus. Da? Ok. Eu nu mă, nu mai opresc, vă depășesc și mă tot duc înainte. Pe cine depășești? Pe eu de bea am prins 135 la oră și nu mai scad. Păi mă tot duc pe 150. Dă-i. Ce crezi că eu o las mai mare? E mai tare, dă-i. Dar văd că aparent merge bine, nu știu, tura asta s-a mă răbit, s-a pretenit volanul cu mine de merge așa liniștit. Cred. Sigur. Bine, până la niște curbe. Nu copii. Urâte. Da, atunci du-te bă încolo că am luat-o și pe serpentini și pe toate nebuniile. Capă în Italia. Italia e ușoară. Tu mâini chergam, că la ce oră ies de la muncă? Ora 3 jumate ies de la muncă. Ok. Dacă vrei mâine mai zic, când n-ai chef. Mâine vreau să fac ATS. Eventul? Da, și pe multiplayer mă duc. Hai că vin și acum și mai am de făcut eventul și mâine așa ne auzim. Că deja o să înceapă ăștia să fi terminat și nu mai stau pe acolo. Unde sunteți și unde plecați? Suntem în Italia, ne îndreptăm către Bruxelles, către Köln, nu, către Köln, Bruxelles, Dover, Felixstowe. Acum figura e în felul următor, dacă ajungem în maxim jumătate oră pentru ca să ajungă și locul, ne ducem la Dover, dacă nu o să trecem direct Felixstowe. Adică o să trecem pe la Rotterdam. Cât e ceasul? 9, aproape. Ok, mai stau 10 minute și mă duc. Ok, deci o să mergem direct de la Bruxelles, o să mergem direct Felixstowe, că nu o să ajungem în 10 minute, garantat 100%. Ok. Oricum vreau ăsta mă retreacă mâini și gata, am scăpat și săptămâna asta. Toată lumea scapă. Să-mi spuneți părerea voastră despre condusul meu acum. Super. Cel mai bun șofer din lume. Oaa, și acum dau un parapet, nu mai dai al dracu. Ca să nu-ți fac... Te-au luat de multe. Ca să deschid telefonul să-i pe YouTube. Na, acu ia cu că vin curbele. Cu B, nu cu B, nu? A, bă, a zis o glumă. Salut, dacă e un os. Uai, Franța 7 euro, ăsta 5 euro. Ia, ce mai stai? Am toate DLC-urile de hacker. Ok, GG. Nibualul, stai ușor, tu, Satan, stai pe prima bandă. Așa.
Conduci perfect. Eee, niciodată să nu spui asta. Perfect înseamnă că țin benzile perfect, dar eu nu le țin. Mai am până o învățat și acolo. Da, și țineți cont. Nebunul merge doar cu o mână. Eu am zis, cel mai bun șofer. Deci nu ținem două mâini pe volan. Că și așa, ăsta e mai mic decât ăla normal și na. Dacă nici pe ăla normal nu poți să țin două mâini, da, pe ăsta. Da, da, ăsta. Cât aveți la oră? 150. 150. Ok. Și la fel. Tot o să sunt și eu. Da, păi ne mai vedem la Chion acolo, prima oprire. Andrei, iar tu unde vei? La asta, aceeași rotă cu tine, Bruxelles. Stai, Bruxelles sau Bruxelles? Bruxelles am văzut. Bruxelles? Bruxelles. Ah, ok, Bruxelles, ok. Nu știu pe unde trec, cred că Milano cu Torino, pe acolo, pe între ele două. Și aș fi mișto să ne bagi pe serpentine de la Milano. Sau de la Torino. Când mor. Dar acum nu mergem spre Parma acum, ce să mergem către Milano. Uite, către Milano. Oh. Avem și serpentine. Nu știu. Nu că... Dacă avem AE, mergi mai încet, domolim atunci acolo. Nu, deci nu serpentine, că tura trecută când am fost, o zis nibunul, hai talpă, talpă, da, 150. Păi stai băi talpă, bă, dar nu-i da rupirii din mamă, băi, că ai acolo un serpentini. Ești nebun la cap. Dacă nu mergeam. Dacă mergi talpă cu serpentini, te-ai produs. Dar n-ajungi, frate, să termini serpentinele cu talpa. Dacă dai în legal, da, te duci. Dar dacă dai cu viteză clare. Dragi, vă 180, 120, coblana 180 în curbă. 80-180, scuze. Eu am încercat să tai serpentinele prin din două. Da, bravo. Nu mi-a ieșit. Da, mi-am cumpărat de la un american un volan cu frână de mână și schimbător și exact ca în realitate de mare. Wow, nice. Bun, alea speciale făcute. E da. Marca Trust, nu Trust. Nu e Trust. Da, Trust. Nu e Trust, nu. Am tot mi-a zis tot cu T începe. Trust. Trust, așa. Trust da. Master. Trust Master. Și Trust Master, frate. Și mai e încă unul tot cu T. E la Trust, dar ăla are e la foarte ieftin, la 180 de grade, parcă ceva de genul. Nu e ăla. Vă spun eu că astea nu erau. Când m-am uitat și am văzut și Trust, am văzut și ăla la întâi. Are o altă denumire. Ușor în spate, ușor, 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 ușor. Încetiniți, încetiniți. Stați-o moale, 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 moale. Nu de alta, dacă stați în spatele meu o să... Bum. Două stânga, 30. Ai lag? Nu. Frână. E. Bag eu frână. Ți-o pun în dos, doar cu frână normală. Ai lag? Nu, am frână. Lasă că tura trecută n-am avut frână, trebuie să dau un parapet să mă opresc. Ai, s-a ajuns la level 25 să n-am multă player, oh, tăi. A, că regle. Venim și noi imediat, prieten aici. Ce, credeți că scăpați de mine? E n-acumă după voi. Na, acu-i-acu. Ce acu-i-acu, mă, prietenie, mă, dă-te, mă, că vine nepunul, mă. Ați făcut la dreapta, nu? La stânga. Am trecut pe între doi, uite-mă, nioo, gata. Am scăpat de ei, mai am unul. Am trecut și de ăla. Gata. Eu sunt solo. Am 150 deja. Da, mai ai doi iepuri în spate. Ce faci cu ea? Să vă mai, să vă mai aștept? Hai că iau piciorul de pe accelerație și las pe ea singur. Na. Unul vrea să facă asta dreaptă direct în mine. Na, așa se face. Da, ăștia
După și ție, dă-i dreacă. Așa urcă sus pe autostradă. Nu mai contează, i-am depășit, mă dorim 14. Știi cum am trecut? A trecut unul, a trecut al doilea. Zip! Lasă mai încet, că pe mine m-a frânat aia. Păi am deja 100. Uite, țin plus controlul la 100. Nu? Da. Tot înainte, da. Am intrat în dar 4 și am făcut drift cu volanul ăsta nou și trebuie să tragi bine de el. Da, cam nasol. Deci eu am 100 cel din spatele meu. Nu dau tabu ca să nu-mi facă frame ceva. Eu am 133. Păi, să ne ajungeți atunci. Și eu am intrat în oraș. Urcă unul pe autostradă. Un oraș? Ce oraș? Aia la podul ăla de la Roma sau de la Milano, când apare acolo. You have entered in the city și left the city. Aia. Dragă mă, o secundă nici nu se vede. Vedeți că virăm la dreapta. Ok. Așa că era să greșim... Către Berna sau Zurich. Da, sau... Zurigo. Zurigo? Da, era Zurigo. Ok. Să accesăm. Bagă, ui, cărbun la scăniuță. Păi stai, ui, că nu știu restul, unde sunt. Acum fac și-o dreapta. Ah, ok, hai că suntem bine. Dar și unul ce cauză în Milano, am cele mai scăzute frame-uri. Player, frate, în orașele importante sunt player. Stai să vezi la cal. What ce? The fuck? Asta cu inima la cură ca what was that? Uai, ce m-a speriat! A fost unii mai lung. Mă, mâncava aș cura, pe dreapta 2.30. Zici că am câștigat la loto la cum a făcut. Am mers de dreapta, partea dreaptă. Bravo. N-am luat curba asta la dreapta, de asta. Unde sunt serpentinele? Păi ar trebui, gen, acum să dăm de ele. Cred, nu știu dacă mai dăm de serpentine sau nu. Depinde. Cred că doar către partea de going east, sau? E, cazzo, bă, dar tu... Măi, omule, dacă ai pe Torino, ai pe Milano, cum să-mi spui tu mie că ești pe going east? N-am prea fost pe aici. Păi da, să vede. Să-mi spuneți distanța. Da. Loco. Da. Și cu Mr. Thanos. Unde dracu sunteți? Acum am trecut de telepas. Ok, hai că am costă 10. Aveți 40 de kilometri pe oră să mă ajungeți în plus. Loco e la 600 de metri în spatele meu. E, cazzo, stai ușor. Acum mă zic eu pe care și mă retrag. Azi ne-au spus ăștia din grupul meu de prieten o reclă priză. Aha, deci azi ești deci de azi înainte ești priză. Locul tras în parcare. Ok. Și îți trebuie un ștecher ca să te penetreze, am înțeles. Să se pare că-i tecut de ora 12. No, tinere, tu taci din gură, zi ce ai făcut la examen. Că te rași te găsești. Uda, nu clar ca a, gata, e clar. Și asta înseamnă că ți-ai bătai. Ce să mai... Uai, ce la mate? La mate iau 8 sigur, sper la 8.50. Deci îi profilești? Mate info. Și ce ai văzut proba aleatorie? Informatic, așa am dat-o de gard rău. Du-te adică ai luat 3 sau ce? Nu, nu, 5 plus. A, ce a făcut? Ce a făcut? O dat în marginea și o sărit. Păi de nici nu știu care e al doilea, să de drece. Bine, băi, m-am lăsat, s-a plăcut. Ok, seară bună. Și serviciu ușor dacă te duci la muncă. Serviciu ușor, să te duci la muncă. Ceau. Ceau. Acum pun numele în YouTube. Aha, ok. Wow!
Uai de capul meu, măi vere, băi, țineți-vă banta 2, intrați banta 2, că ăștia s... Turas-o ca bleati din acui curva pizdieț. Mamă! Văleu, mamă, ce aici? Băi, sergentul, ești nebun! România Elite! Băi, salută-i! Vai, măi! Ce capul meu! Uai, cum e aici? Uai, să moară, bebe! Uai, ești nebun la cap! Sergentul, mâncați-aș gura, dar sergentul n-a procedat corect. Nu trebuia să le dea permisiune să parcheze acolo. Sergent, ești chinez! Nu-i corect, măi, România Elite am dat de convoiul lor. S-o cableată. Eu știam că au convoi. Au ceva, nu știam unde sunt parcați. Ce e asta? Uai, tu ești nebun, tu te băi! Băi, tu te băi, dracu, stai așa! Prr, ou, oh, ou, oh, Magdalena, ou, oh, ușor, ușor, ușor! Ah! Scuzi! Băi, am zis ușor! Scuzi, să moară Bibi, scuzi, dă-i o reîncărcare. Chiar îmi cer scuze. Auvi, ce ați făcut? Chiar îmi cer scuze. Salut. Doamnat. Salut, salut. Stai așa. Salut, frate, ce faci? Băi, nebun! Dă-te, mă, morții, mătii. Ce-i? PM1665. Salut, sergent. Vai, mama, aveți grijă. Nu, stai, ăsta e șef Tudor. Aha, șeful Tudor. N-ați luat-o pe serpentine, nu? Adică n-ați făcut la dreapta, tot înainte. Ok. Hai de gă, mi-a dat aia. Frozi, ai dat reîncărcare? Pentru? Păi da, ți-am dat damage. Nu, că m-am țupat în parapet. Ah, păi da, tu mai de asta zic. E, 1% mi-a dat. Uite mă, deci serpentinele se făcea dreapta acolo, știi, pe unde am dat ei. Înțelegeți? Păi ei s-au dus pe serpentine acum. Aha, și noi nu ne ducem. Mai bine. Hai că v-am ajuns. Băi, e bun la ca... Eu dau mesaj, mă, privat, șef Tudor în pana mea, știi, și... Ce să zic? A? Ce fac? Hai că mă ajungeți, că, băi. Mersi mult, te urmăresc de când te-ai apucat de YouTube. Păi ești nebun? Păi ești nebun? Oi, ești nebun? Uai, dacă mi-am văzut în curbă, așa eram... Hai că e bine că nu... Nu o să mergem după ei. Chiar îmi vine acum să facem în românească să mergem după ei. De aia mă gândeam, asta m-am uitat pe noapte cu distanța mare. Hai, gata. Let's go. Băi, du-te, dracu. Dacă vrei, hai după ei. E, dragi. Ne întoarcem aici. Da, știu. Mergem? Hai. Ce ziceți? Haideți. Eu am unde ne întoarce. Avem, unde ne întoarcem? Avem, uite exact în față la mine. Nu știu unde te-ai dus, Sultanus. Uai, cât de prost ai om. Avem și admin. Da, știu că avem și admin. Da, morții, mătii. Ce-a făcut? Vezi că vine tare. O intra pe banda întâi peste mine, era să dea mine odată în frozi. Da, nu avem unde ne întoarce, băieți. Noi de întoarce. Ba da, uite că aveți. Exact unde se micșorează... You want to die? Or you want to get a ban from sergeant? Come on, say. If I tell one friend to give you ban, he give you ban. Whoa, mate! Keep your lane! What the fuck? Calm down, man. Did I say he's sorry? You want ban? Yeah, mate, but he crashed two friends of mine, you know? Hai fă românească. Am făcut românească, haideți. Unde? What the fuck? Dați-i tot înainte și aici faceți românească. Indiferent de ce e, faceți românească. Urmărește-i și mergem după ei, Thanos. Ăla, băiețașii ăla, vă spun eu, băiețașii ăla nu o să-și mai dorească, bă, să mai fi făcut chestia aia.
Pai, așa am făcut și eu. Ăla mi-a sărit. Ați auzit? Ăla ce-a făcut? Păi a dat direct în mine. Păi în spatele meu. No, 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 nu vă gândiți ca așa. No, direct în spatele meu a băgat-o. Dar să vezi faza. El vede pe banda 2 s-o plăca pe banda 1 în fața mea. Priză, he he, mișto. Puneți poza priză. Haide mă, dă-i înainte, ce dracu mergi așa încet? 35 de tone în spatele meu. Băi, ori tândi ei, mă, acum? Nu, ăștia sunt alții. Nu. M-am gândit că tândi ei. Da, nu, după parcarea asta face asta. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut, Dumnezeu. Hai, după parcare. Ușor cu intrat-o, frate, că eu mai aveam puțin și de-am direct în parapet. Dar tu nu ai văzut pe mine. Aoleu, doamne, da, ajută-ți văzut în serpentinele. Stai să ne liniștesc că mergem după aia, deci nu băgăm viteză. Eu am o mică problemă, că nu pot să dau stile și fix-o. De ce? Nu merge și tu. Da, lasă-l de tine. Amin, pentru... asta e soarta. Aia când ți s-a schimbat și traseul deja, e ok? Băi, ce bine. Da, sigur, sigur arată pe serpentine? Cred, nu știu. Asta e, mergem noi pe serpentine acum. De era oprit înainte de... Uite, România e la 800 de metri. Da, e pe serpentine. Atenție, e trafic din față. Tu zlagu, bă, tii, băgameaș! Nu mai jura frunze chiar în halul ăsta și nu mai țipa. S-a răsturnat. Mai vine din față. M-a răsturnat sau m-a țupat peste parapet? Cine? Lag din față. Salut, salut, salut. Mai avea puțin și mai atingea mi remorca. Pe mine m-a țupat peste parapet. Hai chiar am găsit băieți. Dă-ți o reîncărcare frunze rapid și... Vino și după să fii. Vai, unde m-a dat? Unde? Aoleo, pe partea aia altă. Nasa. Dar știi ce, v-am bat piciorul? Renunț la remorcă. Haide, hai Thanos, hai Thanos! Mă, motorul! Hai Thanos! Fătuși motorul tău să-ți fut! Am prins o parte din ei, nu-i, da. Nu stoți, uite, bă, să ia întârziații. Aaaa, și m-a sprânat și abia pleacă la mea. Cum te abia îți pleacă, mă, mâncați aici gura ta, că ai 12 tone de lutan, nu știu ce să-i mai zic. Am doar 600 de cai. Psi, de ce ai atâția? Am level 2. Hăți, John, hăți. Du-te, nu te uitau spate, du-te, te rog frumos, du-te. Acum fii atent. Hai, Thanos, că nu pot să te depășesc, mâncați aici gura. Du-te în față, nu mai respectă. N-am cum să te depășesc, dacă adminul se uită acum pe mine, am pe live-ul meu, am Belica Riciu. I-am spus la ăla că fac live, ești nebun. Lasă-mă, bă, că pe tine nu te vede, pe mine mă vede acum. Uite cum se depășește, îți arăt eu. Nu faci românească că te duci la dracu, și tu. Oprește bă și tu ouă ăla al tău, nu mai ține ăla. Hai mă, omule, ce mergi mă așa cu 30 mă pe oră, mă mâncați aia și depășește. Du-te, pușcă, da, ce depășește mă, că ăsta-mi taie calea mă, ești nebun la cap. Ce că depășește? Vrei să depășesc eu? Dacă trag stânga te depășesc de nu te vezi. Să nu vezi unde ești. Nu depășiți prostii de astea. Nu poți să tragă Thanos un pic pe dreapta cumva. Asta nu mai băga și tu pe zi.
Topesa pe tine sunteți? Da, nu i-am prins pe toți, avem câțiva. Hai, Tanu, stai, hai, Tanu, stai, tragi, tata, tragi, tata. Ia de volanul ăla și dă-i. What? Mamă, pe serpentini cu volanul, ești nebun la cap. Challenge-ul suprem. Să moară, Gip. Vai, deci dacă se uită acum sergent, mi-am luat banul direct. Taci din gură că nu se vede. Trrr! Așa, hai. Prăț! Hai că a fost bine, iară să intru iară între alea. Dar nu-i mai prind, mă, că vreau să-i prind. Sunt ăștia ce, hai că... Mamă, gata, frame-uri! Frame-uri, băieții mei! Căluții mei, hai da! Păi da, dar tu stai cu camera 6. Camera 1. Camera 1? Să mor tu? Da. Îți pe laptop. Ah, de stai pe camera 1. Aleluia, 6, în sfârșit și 140 la oră și cresc. Și scazi imediat. Pe unde ai plecat? Suntem pe Serpentini. Ne îndreptăm către Zurich, de la Milano către Zurich, Serpentini. Mamă, am prins și 150, așa că m-am pun frână, că e serpentină. Ui, ceapa mamii ei de serpentină. Andreier, ușor, tată, că mă iei și pe mine, te iau și pe tine. Și pe mine. Păi da, eu am zis că te iau și pe mine și pe tine. Ne luăm amândoi, din mână. Hai, Titanos! Ține dreapta, firea, Andreie, cu din curvă mică. Ia, băi. Formula 1, Peter. Mă duc după ei, mă, nu mă interesează. Anos, poți să mai stai un pic pe banda, da? Nu, lasă. We are the champions of the world. Ce mișto, am luat curba. Ia, băi. Acum am două mâini pe volan, nu ai ce bun dacă e. Hai, de cap. Ferea că vine nebunul! Tanu s-a dat-o de gard acum. Bravo, Tanu. Iar să te urmăresc. Bă, dar nu-i mai prind, bă, mâncați aici gură, hai da! Lasă că pe autostradă ei au doar 100 ăsta, nu 90 parcă, ne lasă 140. Bă, ești nebun! Prrr. Au! Am dat deja avarii. Am luat un stârpuleț de la mic. Era să mă răstorn și nea. Ce faceți acolo, bă, băi, să... Cum e pe partea aia? Da, nu s-a luat-o doar de gard, vine și frozi. Oh, mă prinde și frozi. Hai da, hai după băieții mei. Băi, ce belea a fost faza asta, chiar mi-a plăcut să moară Bibi, mă bucur chiar mai mult că am făcut live. Da, eu știam că e elitoare convoi, dar nu știam pe ce server are. Ca am primit notificare. Eee, Bancarena! Hai că era să dau și eu de care dacă... Uite-i pe serpentine, mâncați aici gura. Serpentinele astea cu viteză mare și pun frâne, fac drifturi. Da, ceva de gel. Stai. Bă, nu, că eu renunțat la remorcă. Știu. Și eu merg cu 86 de damage la cap. Pare-ți mă și tu ăla mă mâncați aici. Nu merge Y-ul, să dau slash fix. Și de ce nu-ți pui pe altă tastă mă, băga-mi aici piciorul în ceapa ta de deștept. Ești deștept? Doamne! Pana mea încă. Să nu se uite careva acum pe ce fac eu. Dar tu ai impresia că la mine e ilegal ce fac eu? Trag banda de rup în două. Mai iau și pe partea ăla, nu complet, pe stânga, pe dreapta, până la mea. Cum reușesc ca să mă duc după ei, nu mă interesează. Ce ai făcut Tano? Să-mi zici la Kjol unde faci, stânga sau dreapta? Când ești din serpentine, pardon, când ești din serpentine. Trafic din față. Eu mă reconectez. Bine că ai spus, că eu mergeam. Și e fără... Trafic din față în continuare.
Băi, băieții sunt... Băieții, nu. Ăștia sunt alții. Am mai dat încă un convoi. Serios? Da. Nu pot să le citesc. La era în transport. E așa, era în transport, ia uite. Și au, mamă, sunt asta mânca. Trebuie să dăm și de polar. De ce polarul are cu Iranul? Nu, uite capul meu, polar. România, elită, suca, blea, titina, hui. I-am prins. Uai, ce-ați făcut cu Bogdan, că o dat direct în parapet? Ați făcut dreapta spre Zurich? Nu, stânga, stânga o să facă. Stânga. Ok. Ușor, ușor, Frozi. Băi, Frozi, ai grijă, mă, mâncat, că sunt două convoi admin-ul aici. Ai grijă ce faci, mâncați aici cu rata, că te mănâncă banul acum. Nu, ban. Așa, și stăm. I-am întrebat, dar nu, cred că au chat-o oprit, ăștia. Ce era să se pupe doi? Tu te-ai pupat cu dealul, Frozi. Păi am vrut să dau pe deal, că am văzut că-l vin din față. Am... Mergem după dreapta. România Elite, Dumitrule. Stânga. Face stânga. Spre Brno, nu? Cred, nu știu. Mă țin după ei, nu-mi pasă. Cine e în spatele meu, de la ei? Bogdan. Ok. Ia să-l las să treacă. Hai mă, Bogdane, mă. Hai mă, prinde-mă. Eu am întâlnit pe Elite. Da? Da, la Zurich. A, atunci înseamnă că acolo mergea. Eu am dat către stânga, nu știu dacă. În ce direcții? Ți-am zis de la Serpentini? Uite-i, 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 uite-i. Veniți la Zurich, îți la Zurich. Păi dar noi venim după ei, mă, stai liniștit. Eu dacă zic că deja am dat ei. Și dacă nu eu zic că venim după ei în spate? Zic să ne întreba să... Păi dacă tu te-ai dus direct la Zurich? Să mă repar. Păi cred și eu. Mă, cât de stricat ești. Proze, grijă să nu ne lovim, dracului. Bă, nu, că așa știi, dacă ne lovim nu-i problemă, dar să nu ne vadă adminul, că după care, hă-hă, ciao, ciao. Ui, ei, 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 stai ușor, stai ușor, stai ușor, stai ușor, stai ușor, prietenaș, stai ușor, prietenaș. Am depășit tu-i de la ei. Păi și noi depășim sau stăm în spatele lor? Depășesc, că ăștia sunt în urmă. Ăia l-am ținut un clon staticule în față și ne pun la cap. Depășiți-i, dacă puteți. I-am reușit și am depășit. Nu-mi pasă de remorcă. Bă, ăștia sunt la jury? Adică tot în față? Nu. Da, sunt la jury. Deci că depășesc, Andrei. Da, sunt tot în față. Adică. Uite, l-am găsit pe Mihai. Uite, asta tot. Hai și tu după mine, dacă vreau. What the fuck, ce frame drop are. Stai mă, prieteni, ușor. Hai că aștept să veniți și voi, pe aia plec. O, uite aici, mânca. O, uite, băi, vere! Gata, băi, am prins pe restul, mă. La ce drag? Haide mă, escortă, hai. Hai, că știu că vrei să îi ții pe loc pe aia, lanții.
căutat și pe Thanos? Stai acolo, Thanos. Că te depășești ăla la tu pe tine. Bravo, băi, prietene. A, dar eu fac acum ceva. Salut, Laur, salut și bine ai venit. A trecut prin fața mea? Da. Ok, acum bine. Ce ați făcut? L-am pupat din greșeală. Să că i-am dat mesajul lui ăla, al Tudor. Șef Tudor, i-a dat mesajul acum. Hei, ce tare! Pe cine l-ai luat, Frozi? Pe... Grigorj. Ah, e român, mă. Ce are Bogdan ăsta, frate? Acum ne parcăm la Zurich. Ah, ei se parchează. Hai, Thanos! No, Thanos! ROCFF când se lansează? Mai aveți de așteptat până se lansează ROCFF-ul. Ah, Bogdan. Și am citit Bogdan. Da, spatele meu e Bogdan. Salut, David. Ce ai făcut, Thanos? Nic. Nu, pe dracu. Du-te în față. Du-te, Bogdan. Dar vezi că poate n-are stația omului. Nu-i problemă, Darie, stai liniștit. Frozi, ce naibă? Nu muri motorul. Eu vreau să mă duc ca să le zic un respect, știi? Păi și eu bine, dar nu știu. A, gata, i-am văzut. Iar mi-a murit motorul. Eu mă duc la service să mă repar, că... Dracului. Acum suntem pe lângă... A, stai, maș. Nu stai, maș. Stai că-i dau F7. Așa am făcut și eu. Nu, ca să nu-i mai țin pe ei în loc, știi? Da, 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 s-a băgat unul acum în față la Reddit. Nu știu, eu am dat F7 rapid. La voi pe ce tastă vii ăsta? Chat-ul. Pe Y, pe ATS. Ce naiba are de nu merge mie? Posibil să ți s-o fi buguit, că mai are probleme. Tot timpul există un bug. Da. What the fuck? Scrie și voi asta. Dar eu nu văd nici chat-ul. Bă, tu ai F11 apăsat. Da. Dar vezi player, e numele la player. Da, văd și am și tabul deschis. Ai ce lag are unul, ești prost. 58 de player încă. Uită-te la ăla, Mr. Da, Andrei Ier e aici cu noi. Ai auzit? Andrei Ier. Uită-te la Mr. Cambaz. Ier. Da, e convoiul România Elit, Darie. Deci am dat de convoiul România Elit. Ați scris și voi acolo respect România Elit? Cum să scriu? Nu pot. Na, asta e. Dani, nebunul Isalon! De RHT, ai auzit? Da, am auzit. Haide, ca... uite-te că e AL666 Lucifer. Ăla cred că e adminul, nu? Ce ID are?
Păi sergentul tate aici. E 32. Deci sergentul e aici cu ei. Sau au ieșit. Înțelegi? Am prins odată în care e 170 plus, am prins 200 plus. Îți arat doar de mini. Păi da, da și nu, da. Respect România elit și nebuni, mulțumim priză. Avem minus 100 FPS. Da, corect. I-a zis lui șef Tudor, dacă să fac eu un raid cu băieții de acolo. Imediat i-a să scriu dacă vin să moară Bibi. Bă, dacă vin ăștia să mor aici, moară Jimmy. Ce tare, băieți, nebunești. Ia cum mă reconectez, poate merge într-o viitoare. În tot pornești motor, ești nebun? Păi dacă apeși pe accelerație? N-apăs, mă! Deci nu apăs. Deci eu nu apăs, ești nebun, aca? Mai zici de multe ori. Nu vezi cât tot dă? Ce nebunii. Ce nebunii. Când ne băgăm la un convoi cu mașini pe Europa 4, dar din timp pregătit. A, e foarte greu așa ceva să faci, Dumitru. De ce pornește mă ăsta singur, ești nebun? Salut, Tudor! Comisar șef Tudor aici, mersi, mersi, omule. Băi, deci crede-mă, Tudore, când v-am văzut, m-am gândit cu băieții și am hotărât ca să venim după voi. Deci am venit după voi, că nu cream că o să dăm de voi. Respect din partea noastră pentru comunitatea României Elite, Tudore. Nu s-o prește, mă. Ești nebun la cap. Haule, mâncățași câți români. Are mai și ăla de force feedback. Sunt la discuție pe Discord dacă e să jucăm. Păi dacă vii acum, da, jucăm, nu e nicio problemă. Dar eu nu înțeleg de ce ăsta mi-o accelerează. What the fuck? Ce? Un pic pe stânga. Frozen, tu pe unde ești? Deci, practic, accelerația mi-e blocată, mă. Deci, accelerația mi-e blocată. Ua, eu nu văd moșulit. Ce, poate? Nebunule. Deci, la mine accelerația e blocată. Salut, băi. Salut. Salut. Deci fii atent, că mi-a blocat accelerația, ești nebun acasă. Uite bă că e blocată. Deci nu să... nu pot să o dau. Ce ai fă nebună? Mi-a blocat asta, mă. Ești nebun acasă. Nașpa atunci. Deci problema funcționează și asta mi-a blocat. Ce drept? Dar tu unde ești?
Eu? La servis. Atunci stai sa parchezi si eu. Da. Stai sa termin o parcare si vin si eu imediat. Ok. Daca si-a revenit. Trebuie sa o mai apas eu de nu stiu cate ori. Adica am comandat frumos scris consolul, mai scriu o data. Nu aveam dar este linistit. Dar a luat-o ras, nu stiu de ce. Cine știe, dar de ce era? Crezi că știu acum asta. Vezi că ești voi aici să vă las. Eu m-am mișcat, deci n-am cum să-mi iau. Și eu fac parcare acum. Oh. Da, chiar ia să dau și o parcare. Nu, dar ce se funcționează aici? Nu mă clauz. Era unul care conexionează, nu stă. Te sperea că n-ai văzut că eram așa mult sau? Prima dată stătea dragi, m-am speriat, nu știam cine e și băi, cum dracu v-a permis ăla să vă opriți acolo, pe la tunel? Eram pe dreapta. Da, dar intrai în tunel. Intrare în tunel. În tunel nu, eu știu că nu-i voie. Când da. Ești în tunel, dar în afara tunelului ai voie. Da, normal era în plan să ne parcăm înainte de tunel. Numai că am avut niște probleme și trebuie să ne parcăm după. Dar v-ați parcat în și după. Și da. Deci, deci înainte și în tunel. Da, am ajuns la fix. Deci pana mea, în fine. Nu mai parchez că degeaba parcat aici. Nu știu eu de asta să parchez. Da, asta e doar cum deci când am văzut și după aia când am citit România Elite și am văzut și sergent. Bă, că mi-a și piciorul prima dată când mi-ai scris tu am zis că e sergentul. Și când am văzut și eu fac acolo am zis în da, sergentul mi-a scris, am băgat-o în belele. Când eu mă că... uit mai atent, a, șef, a, e ok. A scăpat. Dar nu știu, el ești acum, care are o problemă. Cine? Sergent. A, stai frate, ce treabă mai are? V-am venit, v-am văzut, asta, v-am soțit, ce mai? Loc de am... aici, ce sunt chinui la parcări, băieții. Unii sau unii nu, depinde. Păi tu mai ai ăștia cu alea galbene, what the fuck? Care aia e... Da, noi... Felen. Ăștia cu camerele închise, care suntem noi venim din Italia, si. Din DLC. Și ei cu camerele galbene vin din Europa, din... ei n-au DLC. Aha, am înțeles. Sunteți cu da, ești băieți mai noi, deci... Zic așa o săptămână, două. Da, am înțeles. Păi și stai, ce n-au voie să vină și ei din DLC? Dacă au voie ai... numai că nu au DLC-ul cumpărat. Mi-am place mult paint-ul escorte. Nu înțeleg ce face 541 aici, fix în mijloc, da. S-a băgat și el în centru să fac o poză. Ce dracu. Thank you, ma'am. Sorry. Wow. Bă, pleacă bă de acolo, așa mă, pleacă bă de acolo. F2, F3. Să vezi cum scad frame-urile acum, stai un pic. Da, deja am 17 frame-uri. Păi, deja 5 incentav, ce să mai. Gata,
Eu am 50 de FPS-uri. Eu am făcut poză cu România Elite. Chiar dacă nu s-a acolo. Eu am făcut poză. Ce ești mândru? Cel mai mândru. Stai așa un pic să ce se întâmplă acum la final. Ai văzut că mai aveți un membru nou. A? Te-ai dus tu așa. Unul cu alb, nu uitați-vă acolo. A crezut că te-ai dus tu. Stai mă ce... A, da, uite-l că s-a apucat și ala. Care, 9-1-7? Da. A, uite acolo clanxoanile. Ce că... Dere, gata. Fremurile strip. Gata, nu, scad acum, că au început să iasă dintre ei de la vechi. Aia da, acum ai fi. Pirivala Orson, curtarță! Da, mă, cum zici tu. Ia uite cum ies, bam, bam, bam. Ia uite-l, ia uite-l, uite-l cum se plimbă el. Fii atent, fii atent, dă-n, dă-n, direct, direct, bum. Aaa, s-a parcurs, s-a dus bine, mă. Uite, băi, ce schema are, îl vedeți? Volan sau mouse? Ce? Volan sau mouse, din care conduci? Mouse, mouse. Bun. Ce bine a tras din astea. Se simt ghiliu, mă. Ce să mai, a fost mișto. Ia și tu, remor. Salam. Apa. De bunul. Vezi că mi-am schimbat cursa. Păi de ce ți-ai schimbat cursa? Ca să pot să-i ajung șut restul. Mamă, frate. Am în cale. Fuck you. Păi atunci dă să scot ăla de la tine. Hai că mi-am și eu în cale aici. Așa. Mă duc să iau. Deci ce rom? Hai că ăsta e deștept. Noi rămânem cu ale noastre și o să mergem în cale după aia. Da, dar bun, până la Bruxelles merg și eu, că după care ies și-mi bat DBD. A. Bă, ce țigan te-ai făcut? Da. Dar oricum, ajung acolo, termin și gata, nu mai întenui. Sper că nu s-a auzit până acum ăsta jocul, că l-am avut la 50%. Nu s-a auzit deloc, a fost perfect. Bun. Ce-au făcut noi și toți ăștia ai tăi? Unii mai rămân, nu știu. Mă joacă. Stai că iar să... Da, nu, mă sunt de ăștia acolo. Mihnea, cu Dadi, cu Andrei 2000 Vasoi. Da, la aia ce? Bă, mai sunt, mai unii să mai joc. Da, Lupule, da, încă mai sunt live. Ce vrei, Lupule? Am dat de convoi în România Elite, am fugit după ei. De-aia mai sunt acum live, că altfel terminam deja cursa de o grămadă de timp. Și terminam și live. Direct. Dar ce să mai... Moșule, tu ce scăniuț ai? S. Da, de ce mi se pare că asta mea e așa pitică? Nu. Ce zici, ce faci acum? N-ai Scania S High Roof? Nu știu, că n-am de la, cum îi spune, level 2. A, nu, tu nu ești cu High Roof, ești cu Scania S normală. Că ți-e mai... sau... ba nu. Ar trebui să fie exact aceeași, dar n-a, ți se pare ție. Uite aici, iată intrare, fiatenul, fiatenul la el, fiatenul. Cum se bușește, uite-te la el. Așa, ia ce fac acum? Termin cursa pe care o am la Bruxelles. După aia plecăm până la cale cu băieții și închei live-ul, închei joaca. Asta fac. Deci sunteți gata, da? Asta. Da. Așa, aaa, n-asta a lucrat să frate. Nu mă interesează. Așa, hai, care vreți să vă duceți, dați. Păi mergem pe cea aștept la Bruxelles. Păi, Bruxelles. Du-te înainte. Eu am cale. Nu am Livorno. Da,
Sper să nu fi stricat astea. A, cum se iese de aici, că nu vezi nimic ce vine din dreapta, din stânga, pardon. E, trebuie să vezi, n-ai trag tot ceva în el de oră, trag. Băi, tu ce apare? Nu rădic, nu să șofer bun cu volanul, stai liniște. Încă mai caut setări la el, dar nu să... Nu, nu, l-am stricat. Ce volan ai? Trust GTX 288. Dar să trag pe dreapta. Că... am băgat non-linearul direction și... am făcut un cazzo. Mă l-am scoat. Mă l-am luat după altul, că băi, îmi bag gățeala, că ăla trebuie. Ia, de după copchi. Așa. Dar nu găsești pe internet o setare pro sau? Am căutat, stai liniștit. Ori am un vlog, ori nu știu. Ori am avut. Ce griji. Că de căutat am căutat, dar ce-am găsit erau cercale mele deja, nu mai era nimic a schimbat. E boală. Dacă duc, deși atenă, Tudere, dacă duc volanul până la jumate, deja volanul din joc îl întoarce pe tot. A, deci n-ai volan de ăla cu... deci întoarcere mai multe, mai multe grade. 270. A, da. Eu e un pic mai șurat. Da, dar nu înțeleg de ce. Păi nu, normal un volan se întoarce de mai multe, știi? De două ori. O dată jumătate. O dată jumătate. Da, dar la mine, deci ăsta se duce la jumătate și după aia se virează el automat total. A, am înțeles. Înțelegi? Deci nu că îi dau eu să vireze el, să mi ducă să vireze, el se duce singur. Gândește că ești mort acolo. Ceva de 180 fac și mai rău, că pe alea abia ai tras un pic și gata, fac deja jumătate de tură. Vreau, dragă, după sensibilitatea mai mică ce ai. Nebun. Da, de. Stai un pic, mai încet, că abia am plecat și eu din Zurich. Da. Ok. Nu mai ce era. Hai că o să te așteptăm deja. Da. Păi, dacă ai dat report și conduci din mouse, se blochează o portă sau puțin, o fracție de secundă. Dacă apeși tab click dreapta, ți se blochează instant. Era să mă prinde. Am intensitatea la frână pe 200 de milioane de mii. N-am probleme. Ce? 200 de milioane de mii, nici nu știu cum să citesc. 200 de milioane de mii, bine. Aia e numai jumate. Ai făcut la vântarea intersecției la dreapta? Hai, nu vă văd. Da, mi-a plăcut și că, hai că vă văd, toți au pornit tirurile, dar nici unul nu pleacă. Dar ce, am plecat cumva? Încerc să mă fac aici, o să tare. Dată mine cu șafez. Nu mai mai nu mai pleca, nu mai pleca. Nu, am vrut să văd asta. Ce am făcut eu aici, dar nu. Ești bine, Thanos? Eu sunt bine. Culmea că n-am primit măcar 1% damage. Că nu vă vede, da. Am astea pola tarsul până. Are renie. Gata? Salut, bună.
Salut, salut. Acum am vrut să zic, mai avem unul în spatele nostru. Păi da, ce a mai fost unul? În afară de... Mister? Nimeni nu știu. Păi mai Thanos. Păi Thanos atât de la Polar. Polarul e... Zic așa, nu știu cum să zic. Se adă timpul după noi. Deci orice facem noi, fac și ei. E adevărat Thanos. Nu? Bă, stai un pic, adică există în două... Păi cum adică... Adică ce suntem firme, nu știu cum să zic, cel mai bune prietene. Bă, frate, nu știu cum să zic la firme, gen... Comunități. Da. Comunități, suntem niște comunități care... Hai de cap, mă, că nu-mi găsesc cuvinte. Emoțiile astea. Lego. Deci te recunosc că astăzi s-au făcut un convoi neoficial care trebuia să plecăm din cale spre Zurich. Desigur, n-am fost la convoi ca mine cu Killgun. Dar și de ce nu te-ai dus, omule, dacă aveai convoi? Neoficial. A, neoficial. Da, băi, așa puteam să mă duc, puteam să-mi ieși eu, dar nu știam. N-am mai fost la convoi de mult, că am avut un accident și... Ce accident? Ce ai pățit? Am vrut două coase. Wow. Bravo, omule. N-ai reușit să rup și pe a treia, măcar era... Nu, dar că... Rup. Dar mi-a plăcut de tine, n-am rupt două coase, e așa. Hai că o las mai mare, că nu știu pe unde sunt. Ce sunt alea? Două coase, n-ai nevoie de ele. Știi că dacă rupi una din stânga, din dreapta, își face treaba singur, nu mai trebuie femeie. De-aia a zis așa calm. Dar glumim acum, nu. Da. Așa. Aici v-a zis în dreapta. În față, în față, în față. Eu oricum spun în gluma adevărul. Oana Tudor, bună și bine ai venit. A, uite, vezi cum de-a apărut România editul cu convoiul, cum s-a schimbat și nebunul. Băi, frate, deci cum a fost așa, știi? Random, rău, de tot. Băi, și Oana Tudor, mă, că zici că să mergem după ei. La fel de aici. Am băgăm în două roți, ah, n-am avut destul de viteză. Se-ntoarce cu Maosa. Thanos! Am luat-o ca pe unul, stai mai în spate. Care mă țigat? Eu, care? Îl știi până Mihali de la tine? Yes, of course. Ne-a blocat un pic la convoi atunci, la service. Ce să fac, Oana? Uite, mă prind cu nebunii mei, tu ce faci? Poți să depășești anul dacă vrei. Hai că l-avem pe unul. Stai prin viteză. Voi în România elite-ul aveți doar cu sergent? Admin, da. O să mai fie unul acum. Cred că nu. S-ar putea. Mă bucur, Oana. Băi, dar ăsta e nigger rău, mă. Merge pe banda 1-2 și după aia merge... Banda de urgență 1. Uite-te la el. Deci uite-l, îmi ține banda de urgență 1. Exact așa asta. Dacă îl depășesc imediat. Ia uite-l. Zi mai diul lui 1-5-2. Ia uite-l iar. Bă, dar du-te, bă, fratele meu, că dacă vin acum pe banda 2, ți-a de-aia trage dacă nu te bușesc. Acum vorbesc cu Selden și de-aia. Dă-l dracu. S-a oprit deja asta cu capul el de frică. Da, pe banda de urgență, pe banda întâi, ai ieșit amar de viața mea. Andrei, du-te că s-ar putea să-i pretine. Da, am luat parapetul din cauza lui, dar na, asta e partea a doua, am luat așa ușor. Nu, tu stres. Da, mult spui. Păi ce e ăsta aici? Se cheamă orășelul. Tot înainte, băieți, nu vireați la dreapta, nu... Strasburg. Da, și ăsta Andrei. E orășel mare. De-aia sunt pleci. Scuze dacă ți-am trec alea. Ce? Nu mai trec alea. Unul oprit pe banda de urgență. A, îți place să mergi pe acolo, Tudor? Nu mă gândeam, ce faci? Nu m-ai băgat în ceață. E, m-am uitat de înainte un pic. Una, Tudor, una să-l pălăsă. Acum să vedem. Dacă are peste 18 ani.
Doar 149 ea, dar 150 nu ea. Uai de capul meu. Accident pe partea elantă. Accident? Pe partea elantă. Ai de capul meu. Și m-am încetinit eu. Nu pune frână, nu pune frână. Nu pun frână, stai liniștit. Acum eu mai față. Eu nu știu drumul. ASL până să era în... Nu, dă-i tot înainte, nu trebuie să te oprești. Că și așa vine... Te depasă. 2, 30 stânga. Uitați-vă! Dai, mă! Deci atât am apucat să mă uit în oglindă, cum te țâmpi în mine? Care? Nu știu care-i spatele. Da, nu, Andrei. A, dar să vezi cum m-am pus. Bravo, Andrei, bravo, felicitări. Bravo. N-a fost a fost în spatele tot. Deci Oana ASL era gen pe 2000 chestia apărută și era ansex localitate. Era cu miercurile, cu toate nebuniile astea. Alea vechi, nu ce aveți voi acum. De parcă tu n-ai. O tu bătrânule. Stai mă tinere mă, eu am luat-o cu CS-ul de când a apărut aproape. Dar ție îți place să mă bagi în ceață, mă? Da. Stai, acum ai o problemă. Hai, intră. Stai. Intră. Hai mă băieți, mă, ce faceți? Vă bateți acum pe loc? Care dacă intră? Zic unde sunt, mă trăsnești din cap. Tu ești la mama lui dracu, să te ia dracu. Îți la Zurich. Du-te dracu, ce te bă dracu. Oana, 26 de ani. Îți bătrân al dracu. Mulți înainte. Măcar dacă ziceai și tu înapoi, mai înțelegeam, mai mă bucuram, dragul, dar așa mă... Du-te, dragul, tu înapoi, niciodată! Știu... Salut, Ionuț! Wow, Ionuț! Că salut, Ionuț! Mamă, pe cine avem noi aici? Că de cum nu l-am mai văzut, da, mă, salut și ții. Bă, nenea, da. Mergi și tu dacă mergi, nu te opri pe banda de urgență și pe aia. Opa, îl bagă-ți! Ce? Ce-a făcut spate? Mulțumesc la fel, Oana. Dar tu câți ani ai, că nu mi-ai spus. Câți ani ai și de unde ești? Nu o să-i întreabă domnișoara. CNP-ul tot. Da, e, nu ne interesează CNP-ul. Dacă îmi spune de unde ești, câți ani are, mai mă interesează. Adresa o iau după. Opa, băi prieteni, bă, du-te, bă, dracu, bă. Uite-l aer, frate. Ăla mi-a mers pe banda de urgență și după aia îmi dă să intre și el pe bandă. Du-te, Kill, du-te. Îi dau, că n-am unde să-i dau oricum, că 2 de 30 pe stânga. Îi dau, n-am unde să-i dau. Păi îi dau, n-am unde dracu să-i dau când am 2 de astea 30 pe stânga. Da. Lepește-te. Taci mă, că te ia dracii. Ai, timpanele mele. 20 de ani și sunt din București. Interesant. Singură stau cu gadget. Că deja sună prea interesant. 120 de kilometri, un fleac, nu m-a ciurui nimic. De fac. Deja pușcă inima în tine. Două ore, știi cum sunt acum, plec. La ora 1 jumate sunt deja acolo. Acum faci rezervare la CFR. Ce să fac rezervare? Mă duc și mă urc direct în tren, mă. Ce rezervare? Uber-ul. Mie nu-mi trebuie rezervare la tren. Mă urc direct. În orice tren vreau. Ai uitat? Da. Te urgești în locomotivă. Bine, nu, n-am voie pe locomotivă. Nu, în toate trenurile fără, zici internațională mă urc. N-am nicio treabă cu ele. Facem dreapta, băieți. Două de dreapta. Deci eu când am plecat de acolo frâzi de la tine, am plecat cu... am fără mare morca, nu mai merge, gata. Ai băgăță în el de 14%. Microfon. Cosmin Daniel, salut și bine ai venit. Vreau să-mi iau un PC și la țară. Păi ia-ți. Apropo, dacă fac... Mamă, nu, jură-te, du-te, fă-ți morții mătii să-ți fut. Ce-ai făcut? Deci ăsta a făcut blocul, tati. Poți să-i zici lui sergent de el că îmi bag piciorul în rasa lui. 1959. Deci ăsta a făcut blocul. Asta fix aici, băiatul n-avea niciun stres. Atâți ani de prostie are. Da. De ce e scris ID-ul? Da, vedeți că vine din spate pe banda 1 și să depășească. Hai, ia asta, ID. Ia să-i fac eu o surpriză. Uite! E idiot.
Ce? Tu să-i faci surpriză sau eu? Da, de unde? După tine. Da. Salut, Florinede. El nu știe care e faza cu membrii României Elite. Că tot am trecut de el. E ok, milimetric, dar... Ce mă aici? Reuniune. Gangbang. Bulgarii. Idiotul într-o... Ai, bulgarii vieții. Idiot. Aici în față sau în dreapta? În față. În față. Bulgarule, țineți bandă, mă, cazăși. Global, logist. Why, turchi, turchi, stai așa, gata, am domolit-o. Bandă în dreapta. Ce mai fac? Tot în față. Bă, da, cum am trecut! Dar nu știu... Dar și accelerați-o acum, bă, băieți! Păi eu accelerez! Păi haideți! Ia uite, eu uite cum să depășesc unul pe altul! Uite cum să depășesc unul pe altul! Dă-i și fugi, dă-i și fugi, că mai vine unul din spatele meu, ia uite-l! Nii tu, stai ușor, ce te grăbești așa? Știți cafelele pe 200.000 de miliarde? 200 de miliarde. Bă, deci ce număr? Da, băi, lasă-mă că încerc să țin banda, nu mă mai trage și tu de urechi acum. Merg cu o mână și țin banda, tu ești nebun. Dar mi-a plăcut cum a trecut pe lângă tine. Am văzut. Nu te-a luat nici pe tine, nici parapetul. Eu am văzut cum ai trecut. Da, așa puțin. Nu, n-am frecat nimica. Da, știu, am văzut. Bravo. Intenționat am făcut-o. Mhm. Nu uite. Parapetul zicea ceva. Cât avem? A, 14%, ce mai contează remorca? Păcat că nu pot să decupez remorca ca și pe FS. Oblu în față îți vine. Ce naiba? Aici față sau dreapta? Față! Bă, dar de mai... Stă pe bata de urgență, că mi-e frică. Bă, cu un kill gun, să-ți fie frică. Are volanul. Am viteză, frate, n-am ce să fac, asta e. Da, bă. Bă! Ai oglinzi, folosește-le, dacă ai oglinzi zile. Acum m-am uitat în oglinzi, cât am văzut. Îți, hai, treci, că dau în parapeți, peți. Ați ajuns pe intersecția aia spre Brusel? Unde faci dreapta, lie, stânga Brusel? De parcă mai știu une, suntem pe A4. Apasă click-ul! Bă, ăsta nu merge! Oprește motor? Oprește motorul! Acum merge! Oprește motorul? Da. Nu! Da! Și că hai să stai și noi pe bandă, pe care că nu știu. Pe A4? Da, pe A4. Nenea, ține bandă! Nu! Brr! Sra! Bă, ține bandă! Bă, ține bandă, nebun! Bă, nebun! Băi, ține panda, băi! Aveți grijă! Băi, de... Hai, bă, bine că m-am dus pe ăsta! Care erau la urmă și bine! Băi, de că... Dacă vezi că știu că... O idee că avem, că l-am distrucut deja cât am tras acolo de voi! Vedeți că vine trafic din spate mult! Da, oprim? Da, o să oprim! Numai de-al dracu m-am băgat în el! Bine, eu l-am ciupit totul de remorcă. Ai de capul meu. 012, da, păi 012. Ce să faceți, fraților? Asta e, deci n-avem ce să facem. Ia uite, Cosmin Daniel din Ploiești, ia uite mă băieții. Ploiești, București, acela așa aproape, 70-120. Bun, așa. Uai, nu conduce pe contrasens. Aha, am uitat să spunem de asta. Dar cât mai dai? Pune un poc. Mersi că nu-mi spuneți că... Pardon. Cu ce a venit spre mine? Ionuțe, ți-a plăcut tata, ia zi, a? Ți-a plăcut?
Dacă eram din tastatură, eram la de mult. Bă. Bine, până auzi poc. Gat. Bun. A, deci chiar o făcut poc. Ai vrut să-l te țepi în el. Doamne, te frumos. Mamă, dar drăguță ești, domnișoară. Ia auzi, ea. Drăguță, fac un ură ca mine, n-are nicio șansă cu ea. Deja nici nu mai stau să mai mă chinui. Mrrr. E mrrr, dar... Na. Ce facem? Gata, plecăm? Bă, eu fac bata. Bă, nu știu. Bă, ușor, 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 bă, 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 bă. Da. Frunzi, frunzi, dă-i viteză, dă-i viteză, dă-i, 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 accelerează că ți-a venit unul. Hai, gata, accelerează. Da-ți, da-ți. Salut, suricane. Nu-i mai dau. Care l-a luat, mă, cava-și gură? Cine e fața mea? Aici față sau stânga? Stânga. Stânga, stânga. Asta e dreapta, nu? Da. Stânga, mă. Așa. Nenea, nenea, pleacă dracu și tu de aici, așa. Da, mă, bine. Hai că am unul în spate care... Mă! Hai, Andrei. Da. What the... What the... What the fuck, Rozi? What? Hai, mă! Frozi, care a fost faza? M-a oprit, era oprit pe loc, n-am mai apucat să pun frână și a venit ăsta din spate, m-a ocupat și m-a făcut gard. Gard. Da, 450 de secunde, dar... Da, ore. Frozi, ce cauți acolo? Oare, oare, oare. Săricane, salut, băi. Trebuia să fii în fața mea, să filmezi fața. Știu că-ți bune capsulele, dar hai să fim serioși. Mersi, 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 Cosmine. O singură baldă. Și a venit unul din spate, m-a pupat. M-a țăpat în tine și m-a făcut acordeon. Hai, Andrei, hai, Andrei, că mă prinde asta din urmă, Andrei. What, Thanos? Ia să vedem care este. Dă niște carbon. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent la Thanos, fii atent la Thanos. Asta era Thanos. Era. Era, că nu mai. Mamă, și-am crezut că e altcineva. Ce-ai făcut, Thanos? Semnal! Dăm... Și ne băgăm. Tu că fă? Nimic ciudat. Thanos, ce-ai pățit? Cule! Frozi, unde ești, tati? În spate. Deci, băieții cu care vorbea... Bebe, ușor, două secunde. Deci îl avem pe Mr. Frozi 21 de anișori. 20. 21, că urmează să 20. Facă. Urmează să facă, august. Lăsați-l așa. 19 anișori urmează să facă Andreier, care are 18. Am făcut deja. A făcut deja. Și l-a dat o bere. Thanos, 3 anișori. Să te mănânce, dragi, cu 3 anișori tăi. E, mă scuzați, 19 ani, dar 18. N-am văzut. A, eu, 18. Wow. Și mai avem aici pe Tudor, care are și el, 2 anișori. Mai puneți încă 14 și ați făcut 16. Mai pune încă 2. Hai tu te dracu, ești tu 18. O, toți majori. Opa. Deci, practic, vorbim doar cu majori acum. A, stai, ghinionul nostru. N-am și eu puțin să mai înjur. Ți-a murit motorul? Da, mi-a murit motorul, că l-așteptam pe Frozi, că nu știu unde-i Frozi. Reveal. Pe asta vreau să fac și eu, să-l scot din mormânt. Bă, Frozi, bine, că nu faci așa, îi dau restart. Tu mai unde te-a dat pe tine? Bă, sincer, nu știu. M-a dat în spate la o parcare. Aha. Ok. A, imediat ajung la o benzinărie, după aia fac stânga. Da, ești cu partea. Ce ai, mă, oblule? Ăla-i cu capul. E cu camionul. Așa ne oprim și noi aici. Și că noi facem cursa așa, dar de... De plimbare, că nu mai avem nicio șansă, e fărâmată toată. Păcam, da. Deci, practic, nu mai merge. Stai să-mi duc să fac rugăciunea. Să nu mă mai prea scara admin pe dreapta. Păi deja te-a oprit, nu vezi că ai doi admin în spatele tău? Du-te ce m-am speriat. La ceva, păi da.
Prozii de vârsta mea, da, da, dar din păcate tu mai de la Alba Iulia, deci... Dacă te duci pe acolo să știi că e frumoasă zona. Ți-o recomand. Da-ți, vine, 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 vine. Pun că deja și fuge. Ce, crezi că mă țup în tine? No. Să nu crezi că nu mă țup în tine. No. Asta face infar. Asta face infar. Băi, tu și apa ta, ține-i banda, mă. Make it to fame, my friend. Ma perché tu cât meline e fututene? Bă, dracu, boschetar, dar eu am oprit stația, mă, stai, mă, așa. Do you speak pizdish? Eu speak, ești francez, nu pizdish. Stai-ți așa. Mă joc. Eh, te-ai trezut. Care-i în spatele? Eu, mes amis, pie, mă, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Și dacă te-ai țipat în mine, mă, jur că nu mă țipat. Salut! Pierre, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Ça va bien, tu? Hai, dă-i tălpit. Să va și unde? Înainte! Frână! Hai! Hai! Yo, yo, uite-l și pe ăsta! Ăsta are cod. Ăsta din dreapta mea are cod. Am soi! What the fuck? What the fuck? Ce căcat? Ia la tână! În ce oraș vă duceți? Deci omul a tras pe banda mea să dea mine și-o-mi dat în el. Aaaa, Andrei! Mă, mes amis! You try to hit my friend! I told to hit my friend Andrei! You try to hit him! Why, my friend? Oprește, mă! Bă, ăsta, bă! Ce? Ai grijă! Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Mă, ce faci, mă? Mă, ce faci, mă, prostule? Mă, prostule, dă-te că n-ai un tetu. Ia uite, ai Thanos, bravo. Duci, bravo. Bravo, ce-o... Thanos. Mes amis, mă, chiesc că tu fea. Ești tăpia, cili și... Băi, dar știi ce? Du-te, băi, dracu, că te depășesc. No, mes amis. Ui, ui, mes amis, you stop. And you try to hit my friend, mes amis. Care e dracu asta, statura? Și dezole. Perfect. Salut, Tudor. Ok, I understand you, but I don't speak very good français. Hai, că eu te aștept aici. Sorry, I don't... You don't know how to speak English, I understand you, my friend, I understand you. I know on the board, I go înainte... Safe roads, my friend, safe roads. I go înainte, on the stradă... Where do you come from? I'm from Romania, my friend. We are nice, nice. Thank you, thank you. Romani? We tried to gypsy you. Nebunul, dar tu nu vii spre Bursin? Bă, da. Nu? Nu aveți pe ei. Pe ce ești? Eu sunt pe A7 și nu vă văd niciunul. You must to break. Wow, 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 mes amigre. Oh, la, la. Mă chiesc că tu fecle. Keep your lane free. Infe. Hai ca vin si eu imediat, pe o roata. Dune, m-am rasturnat eu, ati mers in fata, in dreapta sau in spate? Eu sunt fix acolo unde te-ai rasturnat, astept. Eu mă duc in Bruxelles, deja. Dar acolo m-a dat pe mine. Ba nu, stai ca m-am... Oh, you stay to red, ok. Prozi, dai. Stai mapa, stai mapa, stai mapa. Nu, nu mai țipați, mă, un cavaj gura. Nu, dar nu, dacă mă mor. Hoțule, hoțule, ce faci, drăguțule? Aha, să vezi ce ploaie de la mine. Stai că faci ce aici. Aici mi-ai tăiat calea. Hai, cu dreapta, cu dreapta. Da, stai, bou. Așa, ce că dăm și noi cu zero, să vedem dacă luăm și noi ceva. Pa, frăzi, pa, kill, pa, dar e pa, băieți, te pupă, tata, mâncați-aia și eu cu tău, Oana, dar din păcate ai plecat deja, avariat. Bă, dar am mai luat bani. Dă-mă, dracu, că e de bine. A, da, bine. Oh, shit. Serios. Da, am 11, e ok. That's... Serios. Serios. Ce-a sucut? M-au pus pe parapet iară cu bine. Bravo, tu. Întrebare, nu, întrebare cum?
Nu știu, dar ai reușit. De-aia am văzut că te-ai dus o țără în față, după aia te-ai dat maxim cu viteză în spate și m-ai țipat. Încă sunt. Ah, ok. Dacă vrei, Oana, chiar aș vrea să te văd. Dă-mi un mesaj pe Facebook. Ai acolo în descriere. Te rog eu dacă vrei. Să te vadă și nebunul, că oricum pe mine nu mă vezi. Dar e ok. E important să te văd eu. Eu. Ce fuge? Unde vine bunule? La service. Ok. Didi muică! Ce? Vin să repar. Hai mă, serios! Traca. Pe mine mă așteaptă, mă, pe mine mă așteaptă. Ai vreo problemă cu asta, a? A? Ia zi. Bă, dar am auzit, ăștia nu auzit de bază de urgență. Nu. Ăsta parcă a fixat mijlocul. Termina nebunul la volanul unui scan, e puternic la fel ca el. A, mers, Cosmin. Oana, ți-am spus, dacă vrei, nu uita, ai acolo. Nebune, pune, mergi spre Brusel, că nu știu. Băi, Wolfman, te doare capul? O iei la botic? Eu sunt în Brusel, frate. Eu nu știu cum ajung în Brusel. F7. Am înțeles. Wolfman, ai luat-o ca prostul în gură. Subtitration? Ce subtitration, frate, că avem niște nesimțiți aici. My net pick? Ok, understand that. Your net pick-a. Capul ok, mă... Ioana. No, băie, ce v-am lăsat. Băi, nu, că aici încheiem și noi. Băi, să saluți gașca de nebune acolo după comunitate. Din partea familiei nebune, că noi nu suntem o comunitate, noi suntem o familie. Și toate cele bune. Deci ne vedem data viitoare, băieți. Până data viitoare. Vă doresc o seară plăcută și toate cele bune. La revedere. Să rămână.